Suntem creați să, suntem creați să supraviețuim. Nu suntem creați să fim fericiți. Cred că eu trebuie să facem foarte bine separarea asta. Cei e depresie? Toată lumea zice să am depresie, am anxietate. E o confuzie foarte mare între depresie și anxietate boală și depresie și anxietate sentiment. Total normal să am anxietate, complet diferit să am anxietate ca boală. Zic că noi nu avem sistemul ăsta amigdalian al nostru și de ce e bine să avem emoții negative și o să vă spun, este o expresie celebră, e dacă îi faci unui om de 30 de ori bine și odată rău, el te ține minte pentru rău ăla. Corect. Are bază biologică. Pentru că noi suntem foarte primed în cap, suntem pregătiți capul nostru uh, să reacționeze la lucruri periculoase. E evoluționist foarte util. Îmi face ce, ce, un lucru periculos, odată mor. Când dacă primesc pozitiv, nu, 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 nu e atât de important. Deci ca noi să avem un echilibru foarte bun și să managerizăm foarte bine toate informațiile din lume și tot ceea ce se întâmplă în lume, trebuie să avem și sistemul amigdalian destul de bine și sistemul prefrontal destul de bine. Dar asta e din nou o simplificare, pentru că sunt mult mai multe sisteme implicate în chestia Cum asta. Cum evaluezi starea acestui sistem amigdalian și a prefrontalului? Cum te prinzi că nu e bine? Sau ce te. Da. Te po îți poate da. pune semne de da. întrebare că mă simt anxios prea multă vreme pe când dacă eu mi le pun negativ și terapia cognitiv comportamentală asta încearcă să facă să-ți restructurezi gândurile într-o variantă mai obiectivă și să pun lucrurile un pic în perspectivă și poate un pic împing lucrurile să nu mai mă cred eu buricul lumii să încerc să scap un pic de mine adică pentru că noi suntem prinși captivii noștri, clipă de clipă e foarte greu să scăpăm de noi dar asta nu-i boală dacă nu determină dizabilitare și durată multă, s-ar putea să nu numim boală. S-ar putea să numim un preț pe care îl trăim pentru viața, viața contemporană. Pe de altă parte, nu ne fugăresc lupii, avem căldură, nu ne mor copiii, trăim din punct de vedere material mai bine decât regii Franței, oricând, ușor. Vor, nu vorbesc de, de cei mai bogați dintre noi. Da, da. Deci, cred că asta cu cititul cărților bune ajută în orice caz, cred că asta cu mișcarea fizică ajută în orice caz, cred că să nu te baci prea mult în seamă ajută în orice caz, cred că să trăiești o viață cumpătată ajută în orice caz. O buni, dragi prieteni, astăzi la Magic Live, aici pe canalul meu, vorbim cu un om pe care îl caut de mult. Este medic, este psihiatru, este domnul Valentin Matei, conduce clinica de la Obregia, este cel care le predă psihiatrie copilor la UMF grea meserie v-ați ales, domnule doctor. Vă mulțumesc tare mult că ați venit la Magic Life. Magic Life. Nu o să încep cu întrebarea despre magie, dar o să vă întreb încă de la început dacă suntem mai bolnavi cu mintea decât eram acum 10, 20, 30 de ani sau diagnosticăm mai bine? Mulțumesc frumos de invitație. Și eu. A, foarte greu de răspuns pentru că noi ar trebui să comparăm, ar trebui să avem, deci ca să vă răspund foarte științific, ar trebui să comparăm Prevalența bolilor psihiatrice acum, în urmă cu 10 ani, 20, 30 de ani. De asemenea, trebuie ca să avem exact aceeași termen de comparație, ar trebui să o comparăm în aceeași țări, în aceleași țări. Să comparăm România de acum cu România cu de 30, acum 30 de, ani. de ani. Exact. Asta e imposibil. Imposibil. Pentru că nu avem date nici acum, nici, Cine atunci. nici atunci. Exact. Și putem să spunem foarte ușor: da. E îngrozitor, a crescut prevalența. Da. Nu a crescut. Nu putem spune foarte foarte științific, răspunsul e nu știm. Dar senzația noastră ca un om dinăuntru din sistem care vede în fiecare zi suferința asta e că sunt Dacă mai ai... mulți? Nu cred. Nu. Nu cred. Sunt cred mai că... grav? Nu cred. Sunt suferințele mai Nu cred. Cred că diagnosticăm mai bine? Așa. Cred că este conștientizare mai mare în populație. Cred că oamenii se duc mai rapid. Cred că oamenii trăiesc mai bine. Și una că ei pe vremea comunismului să și nu aveai de mâncare. Nu te mai și te gândești la emoțiile tale. Te Ce-ți mănâncă, ce mănâncă copiii. Și ce pentru că avem mai, mult, suntem, avem mai mult timp și suntem mai atenți la ce da, simțim și da, la ce gândim. Da, da, și atunci da, poate că ne ducem mai da, devreme la da, un specialist? Da. Cred din nou, speculativ asta. Pentru că așa nu, nu. Cred că nu ne poate răspunde nimeni. Cred că dacă răspunsul ar fi poate mai bun în țările în care există tradiția asta de diagnosticat de atunci, de, de 30 de ani de zile. Și datele arată că nu e o creștere extraordinară, să zicem, unde avem date mai bune. Am avea date mai bune în țările nordice, de uh -huh. exemplu. Țările care au sisteme foarte bune de sănătate. Greu de spus, probabil că nu. N au făcut și date că s au fost o sperietură mare. COVID-ul ne-a omorât, ne-a înroșit, toți facem anxietate și depresie. N-a fost chiar așa. Au crescut un pic, a fost un pic de distres, dar după n-au crescut ca boli în sine. Unele s-au mai decompensat, să zicem, unele persoane cu depresie au anxietate. Dar nu s-au prăbușit după aia, adică nu ne-am prăbușit toți să fim deprimați și anxioși. Pentru că eu cred că eu, trebuie să facem foarte bine separarea asta. Cei depresi. Toată lumea zice să am depresie, am anxietate. E o confuzie foarte mare între depresie și anxietate boală și depresie și anxietate sentiment. Total normal să am anxietate, complet diferit să am anxietate ca boală. Sunt lucruri complet diferite. Să vă diferit. explicați care e diferența da. între cele două. Da. Și mai ales mă interesează pentru cei care ne privesc care dintre suferințe se duce la psiholog okay. și care se duce la doctor, okay. la psihiatru. Okay. Și care e diferența fundamentală între ce poate face un psiholog, okay. am un okay. respect deosebit pentru oamenii ăștia, da. dar recunosc că îi iubesc necondiționat pe doctori. Așa că nimeni nu-i perfect. Bun. să Foarte bună aia cu necondiționat pentru doctori. E o idee foarte bună <laughs> să Vă place. Aveți gusturi <laughs> și bune. Mie. da. Asta e foarte să ne bună. întoarcem, domnule doctor. Da. Uh, care e diferența? Ce înseamnă am anxietate și un sentiment? Și ce să suntem toți anxioși? Cum adică okay. suntem? Okay. Să Încerc să fac diferența între anxietate ca sentiment normal și boală. Vă rog. Anxietate normală e că am anxietate că vin la dumneavoastră. Vin, nu vin în fiecare zi la, la televiziune, nu vin în fiecare dar zi, dar zi și pe eu că am la avut dumneavoastră. Dar și venit cu, sunt okay. în fața unei somități care okay. sigur știe ah, ce nu sigur înțeleg eu. nu sunt sigur, asta știu sigur. Puține lucruri le știu cu siguranță, dar asta știu sigur. Dacă vă caută cineva pe Google, o să-mi toți e normal să avem anxietate. Dar definiția este atunci când, când, am ceva, indiferent ce, și revin la chestia asta, am anxietate, am depresie, am ceva care e atât de mult încât mă invalidează și durează foarte mult. De exemplu, dacă am, o să vă întreb pe dumneavoastră, o să încerc socratic să zic, dacă, dacă eu vă zic dumneavoastră că eu am fost supărat că mi-am mi mi lovit un pic mașina, mi-am lovit aripa de la mașină, sunt trist, sunt trist o zi, două. Ce ați spune că? Ce ați zice? Am că supărat. Că ok. Da. Dacă mi-am lovit mașina tot la fel și nu mai ies din casă, nu mai mănânc, nu mai, beau, nu mai beau, apă și vreau să mă sinucid. Și durează chestia asta două luni de zile. Aoleu. Cum ați numit o Aoleu. Patologie. Patologie. Cam ceva în genul ăsta. Aha. Ăștia sunt doi poli extremi. Și pentru că ceea ce face ca lucrurile să fie foarte complicate aici e că de obicei sunt afectate lucruri pe care le avem, funcții pe care le folosim în mod obișnuit. Anxietatea are o funcție adaptativă și are niște circuite în cap care sunt răspunzătoare, să zicem, de emoțiile noastre. Astea funcționează în anumit fel. Funcționează Și în principiu, la cei care funcționează normal, grosomodul gaussian ne descurcăm. Unii sunt mai emotivi, alții sunt mai puțini emotivi, alții managerizează anxietatea mai ușor alții mai greu, dar în principiu cei mai mulți sunt în curba lui Gauss și cei mai mulți oameni sunt normal din punctul ăsta de vedere. Ei bine, dacă e o persoană care, din vari motive, are circuitele care managerizează emoțiile, nu funcționează la fel de bine, cuplat cu platul, să zicem că faptul că nu-și face o autoformă de psihoterapie suficient de bine, cu cu să zicem că nivelul de neurotransmitor nu e cel perfect, deși asta e un, a devenit un clișeu, el poate să nu mai managerizeze creierul, nu mai managerizează suficient de mult emoțiile întâlnite în mod obișnuit și îl managerizează patologic. Să dă un exemplu, e ca și cum cu insulina. Toți mâncăm dulce. Ei, cei care nu managerizează suficient de bun și nu fac metaboliză suficient de bun la glucoză, putem să spunem că au diabet. Pe de altă parte, capacitatea noastră de a metaboliza uh, glucoza e diferită. Ei, de așa aia, și cu emoția. Aia, așa și cu emoția, da. Le managerizăm foarte diferit. Mai, mai e un exemplu care, ca cu toate lucrurile legate de creier, de o să-l simplific, dar e bun de înțeles. Noi managerizăm cele mai multe emoții cu o structură numită sistemul amigdalian, cu amigdala și hipocampusul și acolo vin emoțiile primitive. Asta e un organ foarte vechi. Care e, din filogenetic e foarte vechi. E întâlnit la animale e foarte vechi. Pe de altă parte avem și partea de prefrontal. Noi când percepem o emoție, o percepem prima oară cu amigdala. O percepem la nivel biologic foarte intens. Și amigdala nu e. nu sunt cele două. Nu, care nu, sunt cele, nu, 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 nu. Sunt da. sistemul limbic. Okay. Sunt, 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 sunt creier, da. Le percep cu sistemul limbic. Și avem reacții foarte diferite. Unul, cineva e calm, natural. altcineva e mai puțin calm. Okay. Pe de altă parte, după ce avem prima reacție, noi cu ajutorul prefrontalului le putem pune în perspectivă. Și funcție de cât ne funcționează bine. Și prefrontalul, deci prefrontalul e partea noastră cea mai avansată filogenetic. Partea cu care gândim, cu care luăm decizii, cu care judecăm, cu care ne punem lumea în perspectivă, ne explicăm lumea. Ei, dacă eu aud două ușă trântindu-se. Dacă mă sperii, să zicem, prima reacție mea amigdaliană e, e mă sperii, după aia informațiile ajung la creier. Și aia încep să-mi fac o formă de autoterapie. Sau să-mi spun, ok, a bătut vântul și s-a trântit ușa. Nimic, mă culc înapoi. Dacă pe de altă parte, prefrontalul meu îmi face, începe să-mi fac alte scenarii, spun, dacă sfoți. Reacția mea de nu poate să fie intensă și nici prefrontalul cel mai bun. Și nu, forma mea de autopsioterapie nu e suficient de bună. Dacă soții, dacă o să mă omoare, dacă e aproape sfârșitul lumii. Sau, dacă eu am mâine examen, am un examen, reacția mea de amigdaliană să zicem că e medie. Reacția mea de prefrontal e medie. Sunt un om obișnuit, cum suntem cei mai mulți dintre noi. Reacția mea va fi ok, un examen, o să-l dau, îl pic, îl iau, nu e o dramă cu nimic. Dacă însă reacția mea, dacă reacția mea amigdaliană e foarte intensă, pot să nu o controlez cu prefrontalul. Deci ca noi să avem un echilibru foarte bun și să managerizăm foarte bine toate informațiile din lume și tot ceea ce se întâmplă în lume, trebuie să avem și sistemul amigdalian destul de bine și sistemul prefrontal destul de bine. Dar asta e o, din nou o simplificare, pentru că sunt mult mai multe sisteme implicate în chestia Cum asta. Cum evaluezi starea acestui sistem amigdalian și a prefrontalului? Cum te prinzi că nu e bine? Sau ce te, da. te po îți poate da. pune semne de întrebare? Da. Că mă simt anxios prea multă vreme. Aha. Când avem ești... Da. Periat, da. Când, când, ești speriat, când stau Exact, când a doua zi mă duc ca de obicei la servici și nu, nu sunt ok. Și când durează și asta ne arată nouă exact că sistemele astea care trebuie să regleze toate funcțiile, ca orice sistem din corpul nostru, nu funcționează bine pentru că nu pot să am timp de două luni, de trei luni, de zile să-mi fie frică în fiecare zi să mă duc la servici excepție, zic, bun, da. dacă sunt am un serviciu excepțional, nu pot să-mi fie frică să mă duc la școală atât de multă vreme, dacă mi este foarte mă simt foarte rău și durează foarte mult astea sunt marcări ca sistemele mele cu care eu trăiesc clipă de clipă și cu care evaluez toată lumea nu funcționează perfect când, deci când durează suficient de mult și mm -hmm. e suficient de intens și atunci m-aș îngrijora și atunci, primul om pe care îl suni, cauți ce cauți, ca toată lumea face doctor Google. Te duci pe da. Google și ce da. Ce cauți? Un psiholog sau un psihiatru? Unde te duci întâi să-i spui despre trăirile tale? În cazul când vorbim de anxietate și depresie. Da. Dacă ar fi, dacă ar fi, dacă ar fi profesionist la oricare. Oricine e profesionist. Oricine e profesionist poate să-și dea seama suficient de bine că e o patologie și să ia cea mai bună decizie terapeutică. Poate am o formă de depresie ușoară. A? Unele date arată că studii dubluor placebo controlat, că mișcarea fizică are rezultate bune, aproape egale cu medicația în formele ușoare de depresie. Adică du-te și plimbă-te. Du și plimbăte, Fă transport. o mișcare intensă, da. de suficient de intensă. O să se prescrie chestia asta în curând. S-ar putea să se prescrie. Adică sunt ghiduri care sugerează că la început poți să faci chestia asta. Nu-ți dau nimic, fă chestia Da, nu despre vitamina N. Oh, de la nu, nu, nature. Nu. Ești ah, în okay, ok, ok, ok. Și alergă okay, okay. în okay. nature. Da, 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 sunt de acord da. cu vitamina asta, da. da, da. Îmi sună, că veți fi îmi sună bine, bine, da, îmi sună bine asta, da. Adică ei spun că <coughs> mișcarea ar trebui făcută în aer liber mai mult decât în, în spațiu. Cred că din. e suficient doza. Cred că nu, nu cred că. Adică nu sunt studii controlate ca să vedem dacă eu alerg pe, alerg pe sală, pe bandă, versus dacă alerg în natură. Bun. Sună frumos, dar nu avem date pentru asta. Nu avem, ok. Bine. Bun, deci dacă suferința e ușoară, depresie e ușoară, anxietatea asta e uh, într-o fază în care poate fi poate da. trece cu un pic da. de sport, da. cu un pic de mișcare da. și cu niște vizite la un om care poate să vă sprijine da. cumva. Da. Bun. Când nu trece? Când te duci și ai nevoie de medicament. Okay. Și de ce okay. am okay. Uh, în jurul meu oameni, oameni care știu ce spun și care nu mai dorm noaptea de griji. Cineva spunea că ne trec prin minte nu știu câte 80 de gânduri, din care 70-80% sunt negative. Așa a fost întotdeauna? Dacă au fost gânduri negative? Da, atât de multe? Din nou, nu avem niciun nici controlat să zicem da. dacă la 1100, atunci sau când venea ciuma neagră, nu aveam mai multe gânduri negre. E greu de zis exact cum, cum uh -huh. din nou și voi, voi specula. Pe de altă parte, unii autori zic că noi nu avem sistemul ăsta amigdalian al nostru și de ce e bine să avem emoții negative și o să vă spun, este o expresie celebră, e dacă îi faci unui om de 30 de ori bine și odată rău, el te ține minte pentru rău ăla. Corect. Are bază biologică. Pentru că noi suntem foarte primed în cap, suntem pregătiți, capul nostru, să reacționeze la lucruri periculoase. E evoluționist foarte util. Îmi faci ce, un lucru periculos, odată mor când dacă primesc pozitiv, nu, 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 e atât de important. Și de aia are o bază neurobiologică, da, dacă îmi face rău. Și de aia trebuie să ne alegem, să fim atenți uh -huh. când facem rău cuiva. Că e posibil să, să rețină foarte important. Pe de altă parte, da, s-ar putea să nu fie perfect calibrat amidala noastră, să fie, să fie calibrată pentru o viață mai în natură, să fie calibrată pentru viața cu 100.000 de, de ani, când vânam mai mult și când nu întâlneam lucruri care să-mi dea mie răspunsul ăsta intens, emoțional, până în tavan. Nu întâlneam în fiecare zi un dinozaur. E, bine, e foarte util dacă întâlnesc un animal periculos să am o reacție intensă și să fug. Pe de altă parte, nu e foarte, foarte util și e perfect adaptativ pentru perioada aia, Pe de altă parte, nu e foarte util că eu nu fac mâine un deadline și să am reacția maximală. Și aici, în situația asta, într-adevăr, intrăm într-o situație gri e boală sau e presiunea societății. E o zonă gri, unde e foarte greu de spus. Și sistemul lui poate să fie destul de bine adaptat, dar nu perfect adaptat. E, e o comparație, din nou cineva face o comparație. Uite, dacă, dacă vrei să-ți dai seama care e zi sau noapte, da în definiția zilei sau nopții. E destul de simplu. Dacă e ora 12 ziua, e soarele sus pe cer. Dacă e ora 3 dimineața, e întuneric beznă. Ok. Dar când e 4-5 dimineața, cum o numim? Când răsărit. E încep răsărit, exact, uh -huh. și e noapte, e zi, cam uh -huh. cum. când încep să se întrepătrundă. Uh -huh. Din fericire, cazurile, să zic, cazurile. cazurile din fericire sau din nefericire, nu știu cum să-i spun. Putem diagnostica destul de multe cazuri. Și eu nu sunt de acord, nu cred cu teoria că toți suntem bolnavi psihici. Nu cred chestia Deși asta. Deși așa apare. Că toți avem, a, toți avem suferințe. Asta e complet diferit. E cum veneam la partea inițială. Da, aia numai face că parte din viață. Nu, nu ni se spune. Ok. Da? Faptul că okay. unii avem în fiecare zi okay. frici. Altele. Da. Acum am frică să nu întârzi. Da. După care okay. am frică uh, că nu o să fiu suficient okay. de bun la da. întâlnirea aia. Da. Că nu o să trec examenul. Da. Uh, dar dacă, ce zice lumea, da. dacă nu da. da. încasez, dacă nu da. pot plăti, da. sunt mai da. multe frici pentru că sunt mai multe obligații. E, e, posibil. Dar dacă nu-i dez... Acum contează cât îți de dizabilitante. Poate că e prețul plătit, ok, să stau un pic mai stresat, am mai multe sarcini și un sistem amigdalian pregătit mai degrabă pentru o viață de vânător decât pentru o viață în care am multe deadline-uri și multe întâlniri. Dar asta nu i boală. Dacă nu determină dizabilitare și durată multă, s-ar putea să nu numim boală. S-ar putea să numim un preț pe care îl trăim pentru viața, viața contemporană. Pe de altă parte, nu ne fugăresc lupii, avem căldură, nu ne mor copiii, trăim din punct de vedere material mai bine decât regii Franței, oricând, ușor. Vor, nu vorbesc de, de cei mai bogați dintre noi. Da, da, Ce nu pot? Ce, pot, ce putea să facă de regii Franței suntem și nu pot eu? creați să ne uităm la ce funcționează și întotdeauna vedem uh, răul ăla din 300 de lucruri bune. Suntem creați, să, suntem creați să supraviețuim. Nu suntem creați să fim fericiți. Vai de mine, asta, ce bună e că asta. E... Suntem creați să supraviețuim, nu suntem da. creați să fim da. fericiți. Da. Biologia nu funcționează așa. Trebuie să te reproduci, să duci mai departe chestia asta și asta e. Interesant. Bun, atunci când lucrurile nu sunt bine, atunci ai nevoie de ajutor. Da. Se folosește prea ușor, îmi dă, am anxietate, sunt depresiv se folosește prea ușor sau este a, poate că ar trebui folosit alt termen pentru am o perioadă grea și sunt o, un pic okay. descărcat? Ok, corect, da, aveți dreptate. Da. Cred pentru că, că, cred că mie mi se pare că sunt niște cuvinte bun. pe care da. le aud des. Da. Depresie, da. traumă, da. am avut o traumă, da. a întârziat profesoara da. la nu știu ce. Bă, nu da. e o traumă, terminați da. cu prostiile. Așa, așa, e nimic. E nimic. E nimic. Da, da dar da. Uh, cred că trebuie să învățăm să punem niște alte cuvinte pentru niște lucruri, niște situații de viață care sunt serioase. Da, da, ca să da. înțeleg și mai e ceva, cred că putem să ne educăm, să vedem și partea plină sau suntem creați să vedem doar mizeria? Sigur putem să ne educăm. Cum? Cu siguranță, ne putem. De exemplu, oamenii au făcut asta dintotdeauna. Au, au, de, 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 de asemenea, una dintre psihoterapiile cele mai, care are cele mai multe evidențe și care e cea mai folosită, terapia cognitiv-comportamentală. Da. Asta consideră că, ok, multe lucruri din ce văd eu despre lumea și viață sunt din cauza gândurilor mele, nu sunt lucrurile obiective. Corect. Da, gândesc la anumit, o anumită chestie, dau exemplu din nou cu fereastra, dacă eu îmi re recalibrez gândul și dau seama că s-a trântit fereastra și nu nimic, mă întorc pe cealaltă parte, e, e ok, mi-am făcut o formă de terapie cognitiv comportamentală Sau dacă eu văd acum că... O să, o să fac o înregistrare foarte proastă și o să râd de toți prietenii mei de mine la infinit. Ok. O să am varianta asta și să o duc din ce în ce mai departe. O să mă bâlbii din ce în ce mai departe, o să încerc să beau, o să mă nec, o să cad, o să cad pe jos și o să-mi să fie rău. E bine, dacă eu îmi restructurez, încerc să-mi restructurez cu terapia cognitiv comportamental e un gând ca oricare alta, nu e ceva semnificativ, viața mea nu depinde de chestia asta. puse în context sunt, nu sunt lucruri importante. Ei bine, toată teoria asta, am rezumat-o foarte, da. foarte uh -huh. mult, toată teoria și dacă tu îți schimbi mentalitatea și gândurile asupra anumitor fapte, nu o să te doare la fel de mult. că dacă eu le pun în perspectivă și de fapt nu o să mă omoare liana asta în ciocolă, de fapt o să fie foarte plăcut. Mi le pun în perspectivă și le văd altfel. E total ok. Pe când dacă eu mi le pun negativ și terapia cognitiv comportamentală asta încearcă să facă. Să-ți restructurezi gândurile într-o variantă mai obiectivă și să pun lucrurile un pic în perspectivă. Și poate un pic împing lucrurile să nu mai mă cred eu buricul lumii să încerc să scap un pic de mine. Adică pentru că noi suntem prinși captivii noștri, clipă de clipă, e foarte greu să scăpăm de noi. Gând, nici gânditul foarte mult nu ajută, nici auto nu ajută foarte bine, și toată, toată teoria asta e apărută din, teorie, din filozofia stoică. Nu ai nimic atât de mult, grav, atât de grav. Nu vă băgați voi în seamă. Vă, noi nu facem decât să ne băgăm prea mult în seamă. La nivelul, la nivel, la scală, la scală planetară nu contează nimic. Adus tu aminte acum ce s-a întâmplat acum, să zicem, în Bagdad, acum 1500 de ani. Iar oameni care trăiau, care sufereau, au dispărut cu toții. Deci așa o să fim și noi. Suntem, suntem, suntem într-un fel sclavi Sistemul ăsta minunat pe care îl avem biologic, care ne ajută să simțim lucrurile, să le gândim, să le interpretăm. Dar nu sunt lucruri, nu-i finalul, nu-i finalul lumii, chiar dacă noi avem o singură o E singură adevărat viață. că în spatele fiecarei frici de genul acesta este de fapt frica de boală și de moarte? Nu cred. Cred că sunt multe frici multe ferici, Nu. Bun. Um, aș vrea să încercăm să vedem că se spun foarte multe în spațiu public și pe mine mă ajută foarte tare. Încep toate bolile, toate suferințele în creier, în minte. Au acolo o rădăcină comună. Și fizice și psihice? Toate. Nu cred. Cred că corpul e prea complicat ca să, să, să avem reguli unice. Da, cred că sunt o grămadă de explicații pentru toate. De exemplu, o să vă dau un exemplu extrem acum. O infecție nu începe sigur în creier. Corect. Dacă îmi rup piciorul sau dacă îmi tai -are are piciorul, nu-l -ar, are da, legătură. Ce ai căutat acolo, da. Corect. <laughs> Aveți dreptate. Dacă ne rovesc, dacă sunt, primim o lovitură nucleară acum, sigur nu-i nu nu din mintea mea. Adică nu începe de Dar acolo. Dar gândurile negre da. pot induce o stare de boală? Și faptul că nu reușești să tratezi <coughs> suferințele astea și îți pui la nesfârșit că vai de mine ce o să fie, vai de mine. Cred că trebuie, trebuie să avem. Cred că aici. Aș vrea să fiți cu întrebarea un pic mai precisă, adică să, 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 să fie rău în a debuta boala sau să fie rău dacă o am și nu știu să o managerizez bine, o managerizez psihic bine? Dacă eu la nesfârșit îmi da. spun că acolo da. va fi ceva, acolo da. va fi, ar putea da. să fie la un moment dat ceva? Există o, o formă Există de... Există unele date că, dacă am, că am, dacă am depresie este asociată cu creșterea unor factori inflamatori. Și care la rândul ei, care la rândul lor, care la rândul ei inflamația mă predispune mai mult pentru, pentru afecțiuni, diferite afecțiuni. Și dacă stau într-o într situație în care am mult cortizolul crescut, care e unul dintre factorii de stres, care e unul dintre hormonii de stres, asta îmi va uza poate mai mult inima, îmi va uza mai mult vasele și da, am murit mai mare de, de boală. Pe de altă parte, sunt și alte date care arată că dacă ai o boală de pancreas sau de ficat sau o boală fizică, Aceleași, aceleași, aceleași molecule a inflamației pot ajunge la creier și să-mi dea, să dea depresie, ceea ce se numește depresie secundară. Legătura dintre ele, dintre cap și corp, sunt atât de mari încât e imposibil de spus de unde începe și de ce e mai important. Sigur însă că dacă eu managerizez bine și pot să ies un pic în afara mea și pot să pun un pic lucrurile în perspectivă, sunt mai puțin nefericit și cu boala respectivă și fac managementul mai bun. Ziceam că pandemia ne-a afectat pe toți, mai ales generația actuală, tinerii de astăzi, care unii dintre ei au stat foarte mult în casă. Nu știu dacă din cauza pandemiei sau din cauza evoluției teribile a, a tehnologiei, cei mai mulți dintre tineri sunt realmente dependenți. Adică, cel mai rău lucru pe care știți că a apărut deja, nomofobia, dacă ți-ai pierdut telefonul, e la fel de grav cu dacă ți-ai pierdut pe cineva drag. Să fie oare incidența tehnologiei motivul pentru care suntem sau generațiile actuale sunt mai expuse la anxietate, depresie? O să speculez. Din, din mm -hmm. nou, neavând date, voi, voi specula. Pentru că ar trebui să avem date cu un. Ca noi, ca să, pot, ca să pot și eu. Îmi place să zic lucrurile științific și cât pot eu de apropiat de, apropia de mm -hmm. cât mi se pare științific. Pentru ca eu să pot da răspunsul perfect corect, ar trebui să avem să niște compar, cifre, niște, să compar da. lucrurile, să mai compar o pandemie, o, o situație da. de pandemie când nu existau telefoane, cu o situație când nu existau telefoane mobile, cu o situație de pandemie când existau. Mm -hmm. Aia ar nu fi luat, așa. nu există, nu avem. Da. Deci voi specula în continuare. Um, nu știu cât a fost, cât dacă a fost o combinație perfectă, zic, stai în casă și te pune și te uiți la, televizor, la, la telefon că n-ai ce face. Da. probabil că da, pare, pare o furtuna perfectă, pare uh -huh. coliziunea perfectă, dar cred că telefoanele, da, într-adevăr, cred că au un risc foarte mare adictogen. Cred că e fost foarte mare, pentru că dau foarte rapid recompensă, te uiți în ai imediat recompensa și sunt și date care arată că dacă stai și te uiți prea mult la, la telefon, îți scade durata atenției, de exemplu, capacitatea de te concentra. Și am pățit și eu chestia asta, adică o simt. Mă uit și mai din când în când citesc, încerc să lucrez și așa, și -a zic, dacă a mai publicat cineva ceva, dacă a mai scris, nu, 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 dacă a publicat, mai, mai, dacă a pus pe Facebook ceva, nu, nu fac eu acum pe sevanto. Și mai verific chestia asta. Dar cum se, cum, se poate întâmpla asta la un copil cât e de vulnerabil? Eu pot să mă controlez, pot să am prefrontalul puternic, am trecut prin alea, am exercițiu respectiv, dar la care n are încă să fie prefrontalul suficient de maturizat, nu are antrenament, e victimă sigură are victimă sigură. Că dacă face boală, că dacă nu face boală, asta nu știu, e foarte greu de spus. Dar știu că nu e cel mai bun lucru din lume. Că pe de altă parte, mai știm încă un lucru, tot de la, tot de la filozofii stoici de, și, de, și de pe vremea românilor. Era Cicero în perioada de maximă, maximă, maxim, maxim intelectual și de dezvoltare economic, politic, cultural, istoric al Imperiului Roman. Și el spune uite cum s-au deteriorat toate Tineretul ăsta, uite cum s-a dus tot, uite-te la noi, suntem numai mai pitici pe omerii giganților. Cea mai bună perioadă pentru Imperiul Roman Deci noi tot timpul ne voi cărim. Cum sunt tineri, nu știm ce o să se întâmple. Poate vor avea, da, da, poate, poate de fapt, ei tre așa trebuie să ne adaptăm. Poate până la urmă o să iasă din chestia asta nu atât de afectat și de fapt aia va fi lumea. Foarte greu de spus. Eu nu, eu nu cred, nu sunt foarte fericit când, când, văd, când văd și copiii uitându-se prea mult la telefon. Pe de altă parte, nu sunt foarte fericit. Poate, și cred că până la un anumit nivel, cred că poate fi perturbant. Pe de altă parte, avem și în, în exemple astea din istorie, care ne arată că Da, nu Da, din nou, nu fiți să ca pe discarați. clasici în viață. Și o să vă spun, în istorie nu erau atât de multe slide-uri, da. atât de la îndemână, atât de colorate da. și atât da. de multe lucruri interesante. De acord. Nimic nu poate da atâta interes cât de telefonul ăla printr-o simplă printr atingere. Mă tem că aveți dreptate, da. Așa păi e. nu, v-am citat. Da, așa Asta ați da, spus. Am spus, da. Așa e. Bun, Bun deci telefonul este clar, este de dependență. Da. Și orice formă de uh, dispozitiv digital care merge repede și îți dă acces la informație. Cred că orice care îmi dă mie foarte rapid răspunsul, îmi dă, îmi dă dopamină multă și îmi dă plăcere multă și fără mult efort, cred că e adictogen. Uh, dar pe de altă parte ați spus ceva, îmi dă dopamină, îmi face bine da. că îmi dă dopamină? îmi place pe loc, da. Cât? îmi place și când e A, că după un timp, adică întrebarea e că după un timp nu-ți scade dopamina asta? Adică ba da, nu te obișnuiești ba da, cu... Ba da, ba da, ba da. Și nu-ți trebuie ba ba altceva da. și altceva? Poate, și... poate e suficient de mult. Poate poate unii să și plictisească și joacă destul de plictisiți. Știți, ca un consumator de substanțe bătrân care și mai face un pic de opiu nu mai are aceeași reacție la fel de intensă dar nici nu poate ieși din ciclul Da, Dar pentru asta e clar că trebuie să treacă niște vreme. De obicei plictiseala asta nu vine da. a doua zi și nici a treia zi. Da, da, da. da, trebuie da. trebuie să da, treacă da, niște da, timp da, până da, da, când ajungi da, la plictiseala. Da, 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 da. Asta e o, o fază în dependența de substanțe, de exemplu, o situație, o poveste clasică. În dependența de substanțe sunt mai multe faze. Sunt faza de utilizare prima oară când încep să consum și sunt intoxicat și îmi face plăcere pentru prima oară. După aia, pe măsură ce trece mai mult timpul, Devine din, devin din ce în ce mai multe afectate alt, alte părți din, din, din creier. De exemplu, cortecul prefrontal. Uh -huh. Și după un timp îmi, îmi dă substanța respectivă, îmi dă puțină plăcere, pe de altă parte nu mai ai, poate ieși și din cer, cercul ăsta vicios. Și am afectat prefrontalul care, cum spuneam, e răspunsător de gândire, dar și de voință. De e una dintre marile dintre greșeli, una dintre marile simplicități este să spui cuiva care, de exemplu, are dependență de alcool. Tu n-ai voință, stălași. Da, n are voință. Pentru că are afectată voința. În mod caracteristic, în, la toți utilizatorii de substanțe există o afectare a prefrontalului. Și un efort uriaș. E foarte greu să facă chestia asta. E o, e o boală. Adică, modelul ăsta medical e categoric o boală. Avem date în sensul ăsta, avem date neurologice de bune ca să știm. Atunci și, și pă, pă, greutatea e o boală? Da, sigur adică oamenii care au da, obezitatea da, da, aducă, o boală sigur că și da. dependența de sigur, alcool, sigur. de tutun, de absolut, toate substanțele absolut, astea cu ină la sfârșit absolut, spunea o doamnă absolut. la un moment dat că cel puțin pentru București, spunea o doamnă care cred că e ministru, că cel puțin doi din patru bucureșteni a folosit măcar odată o, o o tabletă o ceva din zona asta nu știu, a substanțelor nu, știu nu contează cifre, da, 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 important da. este că e clar că mai multe. sunt mai multe pe de altă parte pe de altă parte, mai sunt și lucruri pozitive în toată povestea asta și nici creierul ăsta care e vechi de atâta vreme și filogenetic e un miracol. Deci dacă noi ne gândim că grosomodul universul există de 12 miliarde de ani, dacă ne gândim că planeta probabil există de 4 miliarde de ani și planeta a muncit până a făcut creierul ăsta, cât a muncit, deci da. practic 12 miliarde de ani avem, suntem foarte bătrâni și creierul e, foarte, e un instrument foarte puternic, are și avantajele lui e și vulnerabil, dar are și avantajele. Dintre toți care încearcă substanțe și cu care se joacă cu substanțele, doar 14-20% rămân vor rămâne dependenți. De dependenți. Da, e, e, un exemplu legendar aici, un exemplu natural și astea naturale sunt foarte interesante. Băieți care s-au dus și au luptat în Vietnam aveau o rată uriașă de dependență de heroină. 60-80% dintre ei aveau dependență de heroină. Uriaș, era un drog puternic, în dictogen. adictogen. S-au întors în Statele Unite. Și el a fost una dintre experimentele cele mai frumoase. La cât credeți că a ajuns uh, la ei, după 2-3 ani, nivelul de heroină? Cât era în populația din Statele Unite? 10-15%. Nu, nu 2-3%. S-au da, prăbușit la cât ar fost ei înainte de chestia asta. Adică de ajuns, depinde de context. Depinde și de context. Depinde și de context, depinde și de biologie, depinde de un milion de factori. Da, eu sunt foarte reticent la orice explicație unidimensională și care e asta e responsabilă de orice vreți dumneavoastră de afecțiunile psihiatrice. De, de o grămadă de factori de risc împreună cu o grămadă de factori protectivi. Și din interacțiunea lor avem rezultatele finale. Vă întreb pentru că știți că au fost atât, sunt zeci de știri, sute de știri în ultima perioadă cu uh, dealer de tot felul de substanțe care sunt pe lângă școli, pe lângă licee. E clar că sunt cei mai labili la vârsta respectivă. Sigur că aici e de lucru mult, dar Ceea ce îmi spuneți este că depinde foarte tare de context și de situație. Este foarte probabil ca scoși din contextul ăla, copiii ăia să nu. Ce creează dependența? Ce? Că nu substanța în sine, ci o și, substan stare. și substanța în sine. Și substanța în da, sine. Da, da. Substanța îmi dă imediat dopamină, îmi dă imediat, o, îmi dă imediat senzație plăcută. O senzație plăcută sunt de câteva ori mai mari și, și cel mai multe dintre substanțe creează. Ele, în primul rând, că hijack, ele deturnează sistemele noastre biologice, care sunt pregătite deja pentru chestia asta. Noi avem niște sisteme biologice care să ne ajută să urmărim lucrurile importante. Mâncatul, băutul, sexul, amicițiile, mm -hmm. relațiile sociale, toate. Ei bine, astea toate necesită o anumită investiție. Să mă duc, să vânez, să dureze, nu e chiar așa ușor. Și după am o satisfacție. Pe de altă parte, dacă iau ceva care îmi dă o satisfacție de 8 ori mai mare decât. Toate ce, celelalte. decât toate celelalte Normal. și fără niciun efort ce voi face da. eu? Oi voi folosi în continuare. Și mai, mai e o combinație, mai e o combinație pentru că de-aia spuneam că toate sunt determinate de toate combinațiile. Dacă să spunem că am, am un grup social, am un grup social și am vulnerabilitatea mea biologică pentru că e o combinație de obicei între factori. Sunt un grup social care valorizează un pic distracția, să zicem sunt, sunt o fată de 22 de ani, dintr-o familie bună, înconjurată, sunt student la medicină, să zic, student la medicină. Poate o să mă joc cu substanțele alea un pic. O să mai fac ca orice tânăr, e normal să, să, să încerce. Da, după aia grupul meu social o să mă îndrepte mai mult să învăț, să lucrez, părinții o să mă, mă susțină și, 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 mai degrabă o să rămân doar un utilizator care a utilizat ocazional, ocazional exact, cum mulți am experimentat în adolescență. Pe de altă parte, dacă sunt un băiat necăjit. Dau exemplu cu băieții că la bărbați e riscul mai mare de dependență de Cu o genetică proastă, tatăl meu are dependență de alcool. Mama mea eventual a murit. Sunt conjurați numai de oameni care zic haide, e șmecherie să doar, să, doar, să, doar să bei și să ne drogăm împreună. Asta e șmecherie. Restul sunt fraieri. Sunt fraieri. Dacă grupul meu, ăla, mă valorizează grupul meu în sensul ăsta, probabilitatea mea să rămân cu o dependență e mult mai mare. Deci contează foarte mult și mediul, contează și biologia. Pentru că Să nu uităm, adică, succes, ce e un succes la un adolescent? Succesul unui adolescent nu e să, fie, să aibă succes în viață. E degeaba îi zic eu, trebuie să, aibă. faci... da, succesul nu e să ai succes în viață, nu mă interesează pe mine să am eu succes în aibă să am succes în grupul meu de adolescenți. Că degeaba vii tu cu prostiile tale și îmi spui, stai, du-te și te pregătești deja. Eu vreau să am succes în grupul meu de adolescenți. Deci de asta contează și grupul foarte mult și biologia. Cu biologia nu prea putem lucra, adică putem, da, putem îmbunătăți, putem retușa așa da, pe la da, colțuri, dar da, da, biologia da, da. o ai. Corect, așa e. În schimb la context, da. la grup, la da. gașcă, da. la toate da. astea ai poți să... lucra da. în fiecare zi. Da, corect, da, de acord. Se vorbește foarte mult despre tot felul, sunt foarte mulți oameni în online care știu despre creier, știu despre minte, știu cu sau fără ghilimele, nu vreau să comentez ce știu și ce nu știu ei. Dar se vorbește despre inele astea, despre serotonine, despre da. uh, tot felul da. de substanțe da. care sunt necesare. Da? da? Uh, dopamină, da. serotonină, da. toate astea. Da. Ele de unde vin? Cum le secretă? În ce condiții? Poți să le iei dintr-o cutiuță? Și dacă da, de ce nu cumpărăm toți aceste substanțe că avem da. nevoie de ele? Da. 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 Sunt produse ale creierului din diferiți nuclei din creier care mențin, să zic, comunicarea între, între diferitele părți ale creierului, dintre diferitele neurocircuite și, evident, sunt foarte importanți pentru funcționarea, funcționarea creierului. Asta sună foarte bine, adică asta că ai a, a, un dezechilibru chimic. A chemical, chemical imbalance a sunat foarte bine, a prins excepțional de bine Correct. pentru că sună bine eu m-am gândit și din din nefericire n-am fost primul aș fi vrut, aș fi fost foarte fericit să am ideea asta primul. hipocrat la un dat a împărțit oamenii în având bolile care pot suferi de să ai, să ai bila neagră, să ai bila galbenă, bila roșie bila, bila așa și când ai bolile, toate bolile sunt rezultatul dezechilibrelor dintre aceste lucruri sunt exact teoria teoria monoaminergică în afecțiunile psihiatrice povestea e mult mai complicată decât atât. Și aveți dreptate cu răspunsul De ce nu-mi iau eu toate chestiile astea să le iau pe grup? Pentru că e mult mai complicată povestea. Nu ține doar de neurotransmițători, ține de circuite, Ține de experiență. Poți să iei oricât, S-ar putea să nu să oricât, putea să nu fie el la răspuns, s-ar putea ca de fapt să fie răspunsul în polul presinaptic, mie să nu -mi funcționeze bine neuronul partea presinaptică sau în postsinaptic, mesagerii secunzi și un milion de alte lucruri. E frumos că m-ați pierdut da. aici. E despre legăturile da, dintre da, neuroni. Dintre legăturile dintre neuroni Așa. sau între circuitele între circuitele mari. Și degeaba crea. ai dai substanța degeaba aia dintr-o de, cutiuță care e, e... Da, Asta s-ar putea nici să nu treacă bariera hematoencefalică, oh. nici să nu se absorbe și nu la E răspunsul, cu siguranță nu i răspunsul. Și atunci da. Da. și atunci, cum facem? Ce te ajută? Da. Ce-ți poate face da. bine? dacă da? repet, sunt mulți care dau sfaturi. Unul zice, beți dimineața apă cu nu știu ce. Nu mâncați zahăr, nu dormiți la ora 10. Nu dormi. Da. Câte sunt uh, mituri și câte sunt realități în legătură cu creierul și sănătatea lui? Foarte greu de spus. Că tine. Foarte greu de spus. Dar probabil că dacă duci o viață obișnuită, dacă faci mișcare fizică și mănânci decent și ai un, un număr decent de ore, grosomodo e suficient. Cred că. La mijloc. undeva ceva, da, la mijloc. Nimeni nu poate să țină toate chestiile astea la infinit și răspundea cineva, ok, ați văzut vreodată un om care să ține toate chestiile astea și să trăiască 300 de ani? Nu. Nu. La revedere. Atunci, de ce credeți? Da. Da. Adică s-ar putea, putea să fie marginal ameliorat făcând, lucrând foarte mult. Lucrând, să mă uit acela, să-mi văd glicemia, să-mi văd toate nivelele, să-mi văd toate substanțele, să-mi iau toate tabletele. și atunci, de ce credeți că au apărut o felul de device-uri Unii au la mână As, un, un ceas care le spune da, tot. Da, Cum bate da, inima, ce glicemie da, au, cât da, respiră, da, cât da, pași au făcut, da, câte. Da, da? da? Ne ajută toate astea? Nu ne fac mai ipohonzării? Pe unii da, pe unii nu. Pe unii da, pe unii nu. Depinde și de cât. Și depinde de cât de ipohondri ne fac. Da. Și cred că și asta e important. Cred că nu poate fi un, lucru foarte bun. Să-și mențină, să-și să, fie să mențină. Rep, Nu, 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 Să-și urmărească număr de pași. Așa. Pur și simplu ca să-l ajute. Asta da. E ca orice lucru. Noi, noi, îl facem util sau inutil. Poate să mă ajute să fac pași, să-mi fac aia, să-mi fac cealaltă. Pe de altă parte, pe unul, poate să-l facă într-adevăr ipohondru. Ma, depinde cât de ipohondru îl faci. Depinde cât de anxios l faci. Depinde cât până unde îl duce, depinde de echilibru între bine și rău. Dar asta, că să ai o măsură în toate, cred că e cel mai bun lucru. Dacă începi, dacă ești sănătos și după aceea începi să te verifici prea mult, pierzi mult prea mult timp cu asta. Fără să fie o boală. Nu, asta nu e nicio boală. Asta e doar un obicei, să zic așa. Boala devine. durează prea mult și prea dizabilitant. Atunci, și ai sufăr nevoie. din chestia aia. Da. Bun, deci când da. durează prea mult, da. e prea dizabilitant da. și, și sufăr. Da. Abia atunci e o da, boală și atunci da, ai nevoie da, de un psihiatru. Nu neapărat. Sunt poate foarte fi multe psiholog aici. De? Cred că poate fi. Cred că poate Care e diferența aici? fundamentală da. între cele două meserii, da. domnule doctor? Psiholog, psihiatru e medic, psihologul nu e medic. Psihologul Cu ce îl ajută poate... pe pacient să știe că o un să om a făcut să, șase o ani să, de medicină? O să vă o să vă, o să mă rog. vă Pentru că s-ar putea să am o situație în care să am, să zicem, depresie. Chiar să am depresie. Deci am de timp de două săptămâni am, sunt trist, o să vă zic criteriile grosomodă. Sunt trist, n-am energie, n-am chef de viață, sufăr, uh, nu dorm bine și mi-a scăzut apetitul. Am zis întâmplător, că sunt foarte multe criterii diagnostice. Și chestia asta o am de peste o lună. Mama mea are depresie. Să zicem. Ah, deci am și istoric de depresie. Dacă mă duc la, mă pot duce, deci am depresie, îmi dau eu seama că am ceva în neregulă cu mine și mă duc, să zicem, la psiholog și nu mă duc la psihiatru prima oară. E bine, dacă am o depresie de fapt secundară unui cancer pancreatic sau dacă am depresie secundară hipotiroidismului, dacă am o depresie secundară unei afecțiuni organice și omul respectiv îmi spune că nu ok, o să încercăm să facem psihoterapie pentru treaba Adică diagnosticul diferențial e foarte important și la început e fundamental să ai un diagnostic bun. Mai în primele cazuri, eu nu știu ce are omul respectiv, habar n-am. că sunt un milion de afecțiuni endocrinologice, metabolice care pot să se manifeste prima oară ca, 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 depresie. ca depresie. sau anxietate. Da. Și un medic înțelege și sau un medic măcar înțelege, te trimite Sau măcar la... știe regula asta. Știe regula asta. Ok, hai să vedem bateria completă de analize și hai să ne gândim și la chestia asta. Și pot să o integrez într-un istoric, pot să mă gândesc și la anumite asta manifestări Nu pot să facă. Nu are formare medicală. Dacă toți sunt profesioniști, eu, adică, eu aș crede foarte mult că e foarte important ca cel puțin prima oară când până stabilești un diagnostic să-l facă un psihiatru. Tocmai să evităm chestiile astea. Tocmai ca să evit să fie secundare unei afecțiuni organice. Deci, practic, psihiatru este cel care îți poate investiga și restul da. organismului da. ca să înțeleagă da. că suferința ta, da. care e la nivelul creierului. Da. Nu este secundar da. unei suferințe fizice. Exact, da. Și sau ar... măcar să știe unde să sau te măcar, trimită. Da. da. Să știe chestiile astea, să aibă deschis tot tot, tot tot universul. Și dacă somatic. organismul e în ordine și nu e în spate nimic, da. da. atunci cum tratăm o astfel de suferință? În afară de mișcare, că mi-ați spus. Ok. Aia și în formele de ușoare depresie. Răspunsul este destul de simplu. Cu psihoterapie sau psihofarmacologie sau combinație între ele deci sunt soluții. Sunt soluții, Ce poate umanitatea în momentul de față sunt, sunt destul de multe soluții. De, de e foarte interesant, ăsta e un exemplu clasic, a fost un autor la un dat, a zis toți, știți, Toți colegii noștri de, de zic, mai voi ce tratați voi acolo? Nu, vă mai prostiți, habar n aveți să tratați, ce știți voi să tratați? Poți ăsta, prin 2012, a zis, ok, hai să vedem dacă asta e așa sau nu. era, un, om care pune sub semn întrebării orice afirmație. Și a spus, hai să iau cele mai importante, cele mai frecvente șase afecțiuni somatice sau cele mai frecvente șase afecțiuni psihiatrice și să le compar. Așa. Care e răspunsul terapeutic? Dimensiunea efectului e tot pe acolo. Deci știm să tratăm la fel de bine cum știm să tratăm hipertensiunea arterială, diabetul, grosomotul, care răspuns răspunsul terapeutic. Pentru că nici acolo răspunsul nu e perfect. Și de alt minteri, cele mai multe afecțiuni psihiatrice, de exemplu, de exemplu cu depresia, seamănă perfect și modelul medical e perfect, seamănă cu hipertensiunea arterială și cu diabetul. Sunt boli cu multe gene implicate, sunt boli cronice, sunt boli care, care sunt determinate de combinația de factori genetici cu factori biologici cu factori psihologici și social și sunt, sunt boli care de cel mai multe ori durează cronic și care au o încărcătură genetică importantă. Seamănă perfect cu, ca model. Doar evident. că se manifestă Doar și că se manifestă complet diferit, dar ca model, ăsta e modelul, ăsta e modelul, modelul cel mai folosit, modelul medical. Dar, pe de altă parte, Organizația Mondială a Sănătății da. spune că până în 2050, 2060, jumătate da. de planetă va avea diabet. Da, că da, e zahăr da, sigur, în tot. Sigur, sigur. Da, nu am poate, zis o, eu. Da. Dar și noi stup. ne batem tare. Noi, o să, noi zicem că până în 2050 o să aibă jumătate de planetă depresie. Adică și noi luptăm, oh, nici noi. Oh, nu, nu, nu. Dar, nu știm acum. Știți, de ce? Nimeni nu-i mafalda. Da, de spune. ce? Pentru că trendul ăsta apare. Pentru că direcția asta apare. Poate o să o oprim. Pentru prima oară. Cum? Cum? Hai să facem soluții. Vă mulțumesc foarte mult Dau un exemplu. O să vă dau un exemplu unde s-a reușit în lumea occidentală chestia asta, într-un fel. În demențe. Deci demențele au avut tot timpul o direcție crescătoare. Pentru că principal factor de risc în demențe e vârsta. Sunt mai bătrân, am șansa mai mari să fac demențe. Nu o să intru în toate detaliile demențe. Ei, au, sunt foarte mulți factori de risc pentru demențe, dincolo de factorii biologici, răspunzători exact de funcționarea creierului. Factorii, de, exemplu, dacă ai ești supraponderal, e factor de risc pentru demență. Dacă ai depresie în mid-age, ai factor de risc. Dacă ești consumi alcool, ai risc mai mare de demență. Dacă nu te miști, ai risc mai mare de demență. Toți factorii ăștia sunt factori de risc pentru demență. Suplimentar față de alți factori. Ei bine, noi știind noi chestia asta, au început să fie niște măsuri profilactice. Să tratăm mai bine hipertensiunea arterială, să tratăm mai bine... Oamenii au început să se miște mai mult, cel puțin în, țări, în anumite țări occidentale. Și o să vă spun cum e situația și la nivel global. Uh, și au început să vadă că la un dat, din 2018, pentru prima oară în istoria umanității, a început să scadă rata de demență. De demență da, pentru că sunt mai bine controlați factorii ăștia. Foarte interesant. Pe de altă parte, nu e motiv foarte mare de. e motiv de bucurie, evident, pentru că arată că societatea ca întreg, controlând și ducând o viață mai, mai bună, mai sănătoasă, să zic, poate opri niște lucruri. Și la nivelul ăsta, global, nici, nu putea prin cap să-mi treacă vreodată așa ceva. E bine, pe de altă parte, ca să nu fim foarte fericiți, India și China încep să se occidentalizeze și vor avea problema asta. Vor avea boom-ul ăsta al persoanelor vulnerabile. Da, dar e jumătate cu din lor. populația planetă, exact, India și China. Exact, exact, exact. Vor avea și ele problemele, problemele astea. Bun, deci atunci atunci ne gândim, ne întrebăm cum am putea trata, cum am putea Ce sfaturi aveți pentru niște oameni care au, iată, una, două dintre da. aceste condiții despre care spuneți? Poate că sunt mai grăsuți, poate că nu fac suficientă mișcare, da. poate că au avut sau sunt da. într-o dependență da. de alcool sau. Ce da. ce cum cum vedeți? Care sunt cele mai valoroase lucruri în afară de mișcare pe care am punctat-o? Și e clar că poate fi aproape panaceu universal. Da, și la hipertensiune e da, bună, și da, la diabet e da, bună, da, și la depresie e da, bună. Da, Mișcarea da, asta devine da, așa, un medicament așa. perfect. Pentru că suntem creați pentru mișcare. Da, da, dar, nu, să merge, să meargă. Nu să suntem obișnuiți să o facem. E greu să faci facem. Cred mișcare. că ne-am dezobișnuit. Eu cred că ne-am dezobișnuit. Cred că e ca și cu mâncatul prea des. Pentru că asta cu mâncatul de trei ori pe zi cred că e o parizie foarte de recentă. Nu cred că mâncau oamenii acum o mie de ani de trei ori pe zi. Cred că de două ori dimineața și când nu, când vă Nu, mănânc la și seara. Cred că încerc să țin ceva intermittent fasting. Ah, e la vin moda. Vin e și modă! Eu Vis e o victimă moda. a și ceasului. Eu victimă. A și, eu, <laughs> și eu, bine ați venit <laughs> și în și clubul acesta. acum să vedeți că sunt o victimă a ceasului, a, 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 a gadgeturilor. Da, da. Noi toți suntem, ia exact. uitați. Că mi-au lobo, dar stați un pic să oprim emisiunea, că trebuie să-mi iau lobo, de la ora... Ce e lobo? Nu am glumit. Ziceam că

Asta e Pentru că nu, cred că nu mai avem 20 de ani și probabil organismul nostru nu mai consumă ceea consumă ce puțin. Consumă? Consumă puțin. Așa. A, e. Organismul e pregătit, e, e adaptat Abia multe să vă întreb mișcare. și de asta, da. și cu mișcare și cu da. proteina de da. la 50 da. de ani, că se da. vorbește că nu mai suntem uh, în stare să digerăm suficientă proteină, dar vorbim okay. după aia. Să ne okay. întoarcem la ce spuneați okay. mai devreme. Spuneați că uh, sunt foarte multe, să zicem, reguli nescrise ale societății de astăzi, fără să fie reguli obligatoriu cu substrat științific și biologic. Mâncare de trei ori pe zi, da. comoditatea da. statul în canapea, da. Da. sunt niște chestiuni da. pe care da. ni le-am format ca da. obiceiuri și-s da. da. cele mai multe dintre da. ele pe de altă parte, o, noi nu inventăm nimic România merge, clar că e spre drumul occidentalizării și e vedem, da, vedem da, chestia da, asta, da, e inevitabil o să trecem prin racilele și apoi prin avantajele societății occidentale au intrat, au, au avut aceeași epidemie de, de, de obezitate, de depresie. Încet, încet, când au început să fie din ce în ce mai conștienți. bogați și conștienți, au putut să transmită lucrurile respective, să spună, da e bine să faci mișcare, da e bine să faci aia, da e bine să nu mănânci foarte mult, da e bine să controlezi anumite lucruri fără să faci excese. Uh -huh. Cred că asta o să fie și drumul României. Dacă o să avem, dacă o să fie liniște, dacă nu o să avem evenimente deosebite, cred că asta, asta e direcția, direcția și a României. Cred că acolo, cum au făcut ei, o să ajungem și noi. Da, dar pe de altă parte, România e o țară care e cea mai mare consumatoare de programe de televiziune, 6 ore. Da, da Stau într-o canapea, da, puțin da, stau da, pe stepper da, când se uită da, la știri da, sau da, da. cât sunt. Dar cât, cât faceau americanii credeți în anii 50? Nu cred, nici e, ei nu, nu, nu știu, cred că și ei stăteau destul de mult. Da, da, americanii sunt campioni la obezitate încă. Absolut, exact, da. Da, adică nu știu dacă e bine așa să ne comparăm cu... Nu, America am dat un exemplu, am încercat mm -hmm. să dau un exemplu strategic. Da, 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 e că corect, e, e clișeul ăsta al americanului care stă pe canapea. Da, da. Europa Occidentală, să zicem, e o țară mai. cu nivel educațional din punct de vedere al uh, interesului pentru sănătate mai mare decât în Statele Și cu un sistem sanitar mai bun decât al Statului Unite. Bun. Și mai de, social. Deci, eu, ca să sintetizez ce am vorbit până acum, așa făcea Larry King și eu l-am admirat foarte tare. Mai spune omului și ce ai spus, că poate n-a ținut da. minte tot. Și se contrazice. Nu se contrazice. Nu se, se... mă contrazic <laughs> eu după aia, că am uitat. Am spus așa, că da, mișcarea este obligatorie. Mâncatul de trei ori, de cinci ori pe zi, cum mi se spune, că sunt și uh, specialiști care spun trei mese și două gustări. Da. Nu, decât dacă ești în creștere. Da. da. Dacă da. ești copil și ești da. în creștere, ai nevoie de mai Sună mult. Sună de bebeluș asta cu de, de dată. Da. Exact, chiar mai rău, da. nici măcar bebelu... da. poate bebeluși, nici măcar copiii da. de 12-14 da. ani, da. nu mai au nevoie de atâtea da. mese. Atenție la ce și cum, uh, uh, cu cine vă înconjurați. E foarte important contextul și gașca în toate la toate vârstele, dar mai ales la tineri. Atenție la toate lucrurile care dau dependență și ați spus că unul dintre cele mai uh, urâte lucruri sau ușor de dat dependență sunt lucrurile colorate și care se mișcă repede de tipul gadgeturi. Dar sunt și alte substanțe care pot, da, E și despre context, ați spus, da, pentru că există sau e doar folclor, substanțe care dau dependență din prima doză. Unele dau dependență mai mare, altele dau dependență mai puțină. Deci Niciodată toate nu, dau? De, de, nu de dependență 100%. Dau, de exemplu, heroina de dependență în 70-80%. Dar de obicei trebuie să persiști un pic. La o doză nimeni nu devine dependent după o singură doză. Deci nu dar există une... o substanță care pusă astăzi... Că există teoria asta da. că se pun în pahare, că se servesc pilule de nu știu cât pe care le înghișiești și de-a doua zi ești nu dependent. Cred asta, nu, cred, nu cred deloc. Mi se pare complet imposibil biologic. Bun. Iată, am mai căzut da. un mit. Da, da, e nevoie să insiști în mizeria Absolut, ca asta. în orice. Ca, în, ca în și în bine și în rău, trebuie să insiști un pic să fii persistent. Deci, trebuie da. să ai foarte mare atenție la doze și la da. uh, cât de des. Da. da. Bun. Uh, aș vrea să vă întreb puțin despre miturile creierului fericit. E o carte cu creierul fericit. Ok. Da. da. Ce-i place la nebunie creierului, și uh, chiar în afară de mișcare, că am stabilit și de moderație, echilibru. Sunt anumite lucruri pe care creierul le vrea? Nu știu, de tipul alcool, zahăr, sunt preferatele creierului? Cred că dacă îi dai, da. Dau dependență, dar de asta nu înseamnă că sunt și ce... bune. Da. Ce mănâncă da. creierul? Da. Grăsime, nu? Mănâncă orice, cred că. Mănâncă, cred că orice, greu să spun. Cred că o mâncare echilibrată, o alimentație echilibrată e tot ce trebuie. Are rezerve uriașe are rezerve. Dar e creierul în mare parte grăsime, e da, da, da? da și atunci da. e nevoie de omega. Nu. Se vorbește, nu. nu, nu, nu. Se vorbește nu, mult. Cred, știu, nu, am cred, oameni nu, în jurul meu nu, care iau pumn de substanțe. Omega 3 4 6, știu, magneziu obligatoriu, știu, știu, pentru că suntem stresați, știu, știu, pentru că ne ajută. Știu. Demolați uh, acest mit. Uh, nu, eu nu cred, eu nu cred, nu cred. Dar unele s-ar putea, nu e nimic. Cum nu luați nimic? Nici măcar magneziu, nici măcar Oi, nu, 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 serios, nu, chiar nu, 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 nimic. Omega 3, omega 6, l-am mâncat pește zi, săptămânal. Dacă, dacă se întâmplă, dacă am, dacă am noroc, zic, nu, 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 fac nimic, nu. Nu fac Doamne, nimic. ce frumos! Ce sincer, sincer Chiar, ce normal. chiar normal! Nu, 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 nu n -am, n am nimic. Și nu cred. Pe de altă parte, sunt, uh, sunt unele lucruri. De exemplu, Joe Rogan. Da. adeptul, hai să-mi iau da. testosteron replacement therapy. Este cel care face da. cel mai tare podcast face pe planetă. Da, așa e. Și face multe lucruri. Ia foarte multe lucruri. Iau testosteron ca să fie nivelul, ca să fie nivelul ok. Și l -a măsurat înainte, Ia... presupun. Da. Asta, asta, zic și eu. Pentru că dacă tu ai nivelul de testosteron bun, nu trebuie să iei nimic. Dar dacă n-ai vitamina D și nu știi și ei haotic, e bine. Dar dacă ai și da, ei, există există supradoză de vitamina D? supradoză de vitamina C, știi, oameni care, care au grame de, de da, vitamina. da, 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 Cred că există, dar pe de altă parte e greu să ajungi acolo, e foarte greu, trebuie să iei cantități foarte, foarte mari. Eu nu mă aș teme așa de mult de supradoze, mă aș teme mai degrabă când pierd timpul inutil. <laughs> Citind despre vitamina C, crezând că mi-au -mi chestia aia și că ce o să fac? Adică să stau, două, să stau multe ore pe zi, luând mi vitaminele, luând mi suplimentele, luând mi asta și un timp, mai bine citesc o carte. Mai bine găsesc un lucru plăcut de făcut mai important decât să mă bag în seama atât de mult și să-mi lua chestiile astea încercând să... Ce? Încercând să trăiesc mult mai mult? Pentru că nu trăiesc mult mai mult. Dacă ar fi, dacă ar fi adică eu vreau să zic că beneficiile nu sunt atât de mari. Chiar dacă ar fi. Poți s-ar putea ca unele să se dovedească, că da, s-ar putea să fie că dacă ei omega 3 la o anumită vârstă, s-ar putea să-ți îmbunătățească funcționarea cognitivă cu 0,2%. Dar eu cred că încă nu suntem acolo să știm chestiile astea. Nu le știm, nu le putem ști. Nu avem încă studii suficient de puternice pentru chestia asta și cred că riscul e să-ți pierzi mult timp și să te concentrezi foarte mult pe lucruri, pe niște fleacuri care nu-ți aduc nimic în plus. Îți pierzi viața cu vitamine, cu pești, cu alte chestii, în loc să trăiești, să te duci cu copiii, să joci fotbal sau să faci lucruri mai plăcute. Sau ce -și cărți bune. Foarte bună asta. Deci creierului îi place moderația, creierului... Cred că nu-i place. Cred că dacă îi dai, nu-i place nimic. Cred că i-ar place din potrivă să fie... Acum depinde ce, ce înțelegem prin Creierul creier. Creierul fericit. Eu întreg, încerc să înțeleg, <laughs> pentru că, de exemplu, am în jurul meu uh, și am văzut, da. am fost șocată de uh, filmul ăla cu Stil Alice, în care o, o, e povestea unei femei care okay. e profesor universitar okay. și care se trezește într-o zi că are Alzheimer. Okay. Și Julian Moore joacă impecabil okay. și uh, își pierde efectiv, uite da. unde vin acasă, da. își pierde din da. multe lucruri da. și la un moment dat spune aș fi vrut să am cancer mai degrabă. Okay. Da. Adică e atât de trist. Da. Și am da. în jurul meu da. oameni da. care își pierd ușor, ușor mințile da. și încerc să aflu dacă suntem un în pericol. În sensul ăsta cu demența sau în alte sensuri? Că pare că, că din ce în ce mai mulți oameni, ori suntem mai expuși, ori suntem mai conștienți și oamenii da. și-au pierdut dintotdeauna de o anumită vârstă da. și-au pierdut mințile. Există studii care să arate că apare demența mai devreme sau Alzheimer-ul nu, mai nu devreme? Nu, nu apare. Nu. Nu apare. Nu, 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 nu adică nu, 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 nu s-a întâmplat nu, 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 nimic în ultimii 20 nu, de ani. Nu, nu, nu. Din potrivă. din potrivă. Probabil că dacă noi controlăm toți factorii de risc o să apară un pic mai târziu exact, și că o să... că sunt doar simple da. scenarii da. sau simple excepții da. Da. care fac regula mai puternică. Sau cunoașteți... Sau mai... Este un alt risc de bias. Să cunoașteți mai mulți oameni care sunt foarte atenți la ei. S-ar putea dacă vă duceți în, în, provincie să nu fie atenți Corect. și în alt grup social. Noi suntem foarte, este foarte, dispuși, oamenii, oamenii sunt mașini de făcut sens. El orice vede trebuie fac să-i facă un sens și să-i să, și să oamenii găsească Oamenii sunt ceva. mașini da. de făcut sens, vă rog să tăiați da, asta, într-un ril, e, e genial asta. Asta e, asta, e, asta e clar. Și el trebuie să categorizeze lucrurile, să le rețină, să spună, să-i dea un sens, să vadă Tot ceva. Tot în mintea noastră. Și, da, și imediat își dă un răspuns. Sertare, să imediat. punem pe toate. concluzia asta. Da. El, concluziile se trag mult mai greu trebuie să avem mai multe date, să vedem de aia gândirea științifică nu-i rea încearcă să vadă Bun. toate În ceea lucrurile ce îl privește astea. pe creier, lucrurile sunt clare îi place moderația, acum, poate că îi plac anumite acum, lucruri acum, mai? acum îmi dau seama că ar trebui să precizez ce înțelegeți prin creier adică vă, când vă referiți la creierul fericit spuneți că eu mă simt că asta e o dis diferențiere carteziană între mine și creier ce sunt eu diferit față de creierul meu sau ce, care e diferența între ele adică să vă nu, că, nu, chiar nu înțeleg. Creierul fericit la vă, vă referiți la structura biologică asupra da. care eu nu am eu, să zic, nu știu cine sunt eu în consilii astea, sunt mintea mea. facem o diferențiere între minte și creier atunci. Da, da. Ajungem și, și la minte Și vă Imediat referiți și vă referiți refer la, la creier, creier ca și organ ca, ca organ biologic. Da, biologic. Da. OK. Deci okay. el okay. are nevoie de anumite lucruri, mai mult, pentru că se spun, nu, repet, multe da, lucruri. Da. Are creierul nevoie nu. de, știu eu, mai multă apă, mai puțin zahăr, mai mult omega-3, mai puțină grăsime, mai nu multă cred, grăsime. Nu cred. Cred că are mai nu, cred că are nevoie de ce era pregătit evoluționii să aibă. Ceva echilibrat și mișcare fizică și să respire mai simplu. mult, cred că atât de simplu e, da. Sigur că nu Pe de altă parte, mintea. Da care nu da. are nu e tot da. una cu creierul Mintea este complet altceva. Asta întreb, are... e o întrebare foarte grea. Asta e. Mintea, dacă are fericire are și ea nevoile ei ce poate să o ajute pe minte să rămână acolo, să nu ajungă la ce spuneați mai devreme, demențe, Alzheimer-uri și alte Asta suferințe. cred că e răspuns pentru creier, mai degrabă, să ajungă acolo, da, că e ceva biologic. Mintea să-mi să dea suficientă, mintea să -mi dea suficientă minte ca să fac lucrurile alea. Să fac mișcare fizică, să-mi controlez tensiunea arterială, să, să citesc, să folosesc creierul, dar nu într-un mod obsesional. Există teoria asta că după 50 de ani e obligatoriu să faci ceva nou. Adică să înveți să cânti la un instrument, să uh, uh, citești, da. să faci sudoku, da. să faci. Da. Asta pot ajuta. Din nou nu avem studii controlate, dar probabil că da. Probabil că da. Nu știm dimensiunea efectului, nu știm ce, ce, care sunt cele mai bune, care sunt cele mai bune activități de făcut. Dar probabil că, că să ți creierul activ, nu văd cum nu ar fi de bine, dar nu știu exact care, -i, care -i dimensiunea efectului și care sunt acele activități. Um, vă întreb asta pentru că pare că, uh, cel puțin asta susțin cei mai mulți dintre oamenii care au venit aici în Magic Life, spun că cele mai multe lucruri sunt întâi în mintea noastră. Da? Toate suferințele sunt întâi în mintea noastră. În afară de suferințele fizice da. care se adună, da. cele mai multe suferințe emoționale, psihice sunt întâi sigur, în mintea noastră. Sigur, da, evident. Da? Se pare și evident, atunci, ca da. să-ți protejezi mintea, trebuie să faci anumite lucruri. Da, iată, n-ați spus nu da. la a citi, a face da. lucruri care implică da. Da. mintea. Da. E singurătatea un factor de risc? Da, 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 mulți mulți au. Aici sunt date, sunt date că unul dintre factorii de, de protecție pe termen lung uh, e să nu fii singur. Pe de altă parte, sunt convins că și aici sunt excepții. La 8 miliarde de oameni, sunt convins că pentru unii oameni e bine să fie mai singuri. Adică nici aici nu cred că e un panaceu universal. Pe de altă parte, noi ca oameni suntem așa de Prime, suntem așa de neurobiologic legat să, să avem nevoie de conexiuni sociale, încât mai degrabă e un risc singurătatea, da? Și sunt date care au arătat că e foarte periculoasă după o anumită vârstă. Aici există date. Într-adevăr, da. Suferințele astea pe care le știți, le cunoașteți, le tratați în fiecare zi, au ob... pot fi ele tratate de unul singur să e obligatoriu să mergi la cineva? E preferabil. e preferabil e preferabil, nu e obligatoriu, nu vă preferabil. plac cuvintele categorice nu, constat. Nu, am nu, înțeles, spun e de preferat să te duci la un om și să ventilezi, să spui să povestești sau să încerci să-ți dai seama că ești puțin un om deștept cred că care de înțelege om. cred că depinde de om, cred că dacă mă duc la unul care înțelege viața, are o experiență mai bună ca mine, am încredere în el știe ce să-mi zic, că e mai bine Cred că dacă eu la rândul meu sunt suficient de echilibrat și îmi pot da sfaturile bine și mai ales că am experiență mare cu mine, că trăiesc, nu scăp de mine deloc, cu avantajele și dezavantajele astea, s-ar putea să nu fie mai bine. Depinde unde mă duc și depinde cine sunt. Și depinde ce, ce uh, lucruri vrei să rezolvi. Da. Pentru că uh, ați relaxat oarecum lucrurile. Suntem la fel de bolnavi sau de sănătoși cum eram și acum foarte mulți ani sau nu putem spune sau nu sau putem că asta nu putem, că ar asta ar cu nu putem mai... spune da, nu mă ajută știu 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 știu, știu. Da. Mă tem că dau mai multe, am mai multe întrebări decât răspunsuri da nici asta nu mă ajută foarte tare aici e eu ar trebui să pun întrebările știu. noastre da, să veniți cu răspunsurile da, da. dar da. am răspunsul clasic există mai multe școli de gândire și nu există studii în sensul ăsta răspuns perfect da da este o de știu. fapt e o eschivă mă sco scoateți dintr-o fără să mă ajute un adevăr pe de Cred. altă parte, trebuie să. Mi se pare mult mai corect să spunem chestia asta nu știm decât să spunem da, știu. Păi, da, da oamenii din online sunt mulți părerologi, mulți speciali care așa. spun da. Și ei, da, ei știu. Ei știu. Da, ei știu. Dar noastră, da. care lucrați da, cu oamenii ăștia, nu știu. Am rezerve, da. Aveți rezerve. Am rezerve, astea sunt datele, vorbim pe date și unde nu știu datele, o să spec spun, voi specula. Cum am speculat o grămadă. Corect, de corect, da. corect, da. corect. Bun. Pe de altă parte, România nu face cercetări nimic. Nu. Și atunci. Sau în psihiatrie. Fac, ceva dar prea prea puțin prea puțin. Prea Ce puțin. cercetează școala de psihiatrie din România? Nu cred că există o singură școală de Sau, Mă rog, România. așa. Cred că diferite centre au diferite așa, așa, interese. Așa. Care sunt interesele? În București, e... de exemplu, că sunteți da, eu... da. șeful studenților la psihiatrie? Nu, nu sunt nici, măcar nu sunt șeful catedrei, Sunt conferențiar universitar și mm -hmm. sunt în catedra de, sunt în catedra mm -hmm. de psihiatrie. Studiem, de exemplu, epidemiologia depresiei sau factori de risc de depresie. Sunt multe teme pe care le, le, Și care studiam. sunt factorii de risc? Pe ce, ce, studiați? Care sunt? Factorii de risc sunt factorii biologici, sunt factorii genetici, sunt trauma în copilărie, sunt uh, diferite evenimente de-a lungul vieții. Tot traumatice? De obicei, da. De obicei, deci greu să fac depresie după lucruri fericite. Bunicii? Da. Greu să fii fe greu să, greu să faci depresie după evenimente fericite, adică nu-i nu considerat un factor de risc. Da, dar după un eveniment fericit, dacă da. lucrurile nu continuă da. acolo, nu. dacă nu stau da. la intensitatea asta, da. s-ar putea da. să ajungi da. într-o Nu de depresie, s-ar putea să nu mai fiu la fel de fericit, Da, asta e complet altceva, e într-un în normal, Îmi trebuie mulți factori să fie. Aș putea să vă spun, dacă aici ați spus chestia asta și nu pot să nu o... vă spun cu creierul fericit, dar pot să vă zic cu omul fericit. Eu nu știu cu creierul fericit, dar știu datele despre omul fericit. Nu scoat uh, niciun... Nici nu respir, vă ascult. Stați că aici o să vă... Dacă pot să vă întreb și eu? Că mi spectaculos. Cât credeți? Care credeți că sunt factorii de risc pentru a fi fericit? Sau dacă nu fericit... Dată, studiile au fost făcute pentru happiness. Asta era exact termenul. Dar probabil că... Și ce înțelegem prin fericire? Nu înțelegem fericirea ebuliantă și ceva da, să țări da. din sus, ca uh -huh. când m-am drăgostit prin Știm, starea de mulțumire. Dar înțelegem și ce înseamnă fericire. Să fii un om fericit. Cam știm, Common sense. știm ce înseamnă. Uh -huh. Care credeți dumneavoastră că sunt factori de risc pentru a fi fericit? Nu deci, știu, st starea de sănătate, probabil. Okay. Da. da. Uh, faptul că cei din jurul tău, cei iubiți, sunt bine. Da. da. Uh, faptul că ai un job și ceva acasă, okay. adică o okay. stare de oarecare da. relativă da. Uh, da. bine, da. păi cam așa. Okay. N -n -n -n, foarte bun. Nu a fost rău, nu deloc. 50% totuși, 50% dintre factori sunt factori genetici. S-a jucat, jucat de la naștere, din, din nefericire sau din poanie. S-a jucat din -a terminat. 50%. Acum avem 50%. Partea bună e că 40%, sunt factori de care spuneți relațiile sociale, mișcarea fizică, a avea o anumită atitudine față de viață, a avea o conexiune cu prietenii, sunt lucruri care nu costă bani. 10% sunt alea, să am cea mai frumoasă mașină, să am cea mai șmecheră casă, să am cei mai mulți bani. Astea dorințe, nu sunt nevoi, la da, revedere, așa, mulțumim. da, da, exact. Da. 10% și noi dar ne nu batem Dar nu sunt rele dorințele. Mult. dorințele. Nu sunt rele, dar noi ne batem pe 10% când miza e de fapt alea unde, unde am putea investi. În alea, o, 400, în alea 40%, la genetic Exact, la genetic, bai, da. Dar da. da, stați puțin, că sunt unii care spun și da. Da. este un studiu recent, da. cred că de la Massachusetts Institute, care spun că anumite obiceiuri, da. Pot lăsa amprente inclusiv în uh, genetică. Da. Așa e. Și Serios? se Și Epigenetică, da. Epigenetică. Da, 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 explicați da, ce da. face epigenetică. Pe exemplu, dacă am o traumă în copilărie și chiar dacă nu avem factori de risc, s-ar putea să, am, să mi se determine niște modificări genetice, nu structurale, ci funcționale, care totuși, după un timp, pot fi transmise la urmași. Asta e un, un exemplu Mai clasic. Da e o tragedie, că nu, nu e neapărat să se întâmple chestia asta. Dar poate. Pe de altă parte sunt avantaje, pentru că avantajele știi? sunt ca totdeauna. Știi? Nu, nu, că știi, nu că știi, dar sunt alte lucruri epigenetice ca să, care permite adaptarea rapidă. De exemplu, să mă adaptez rapid când e foarte cald și să nu murim din cauza asta. Că deci, organismul nu se focusează numai să-mi facă mie rău, el de fapt el se focusează să se supraviețuiască. Și una dintre avantajele epigenetice este că permite niște modificări genetice rapide. Adică dacă se întâmplă într-adevăr să se încălzească foarte rapid climatul, a căzut să poată script, un album, și -a dat seama. <laughs> Și își dă seama foarte rapid de modificările astea și poate să facă, să facă suficient de rapid uh, ca să nu dureze multe generații schimbările respective și să mă adaptez la nouă mediu și să nu dispar ca specie. Bun, deci e interesant ce spuneți, nu doar niște obiceiuri, ci niște suferințe din viață de da, tip traumatic da, pot avea influențe, deci da, intră mai degrabă în da, zona asta de epigenetică. Da, 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 da? E, Asta nu știam până acum da, niște ani, până da, acum niște zeci da, de ani. Da, așa este. E, e o treabă așa cercetată așa recent. E o treabă cercetată în ultimii 20 de ani. Și e foarte bine da, că știm da, despre asta, adică da, mie mi se pare da, că e un lucru extraordinar. Dar e foarte greu de stabilit, e foarte greu de cercetat într-adevăr, pentru că atunci, de unde știu eu că e epigenetică sau nu am de fapt genetica depresiei? E greu de. Sunt, studi sunt studii și știm să vedem histoanele, să vedem niște, niște, niște anumite chestii, putem vedea destul de bine chestia asta. Pe de altă parte, nu e ușor de cercetat. Pentru că poate sunt depresiv, pentru că părinții mei sunt depresivi. Și poate că mediul respectiv îi crea, de fapt, de părinții mei care au fost depresivi. Mai complicat. Mm -hmm. da. Ei au trăit într-un mediu care i-a ajutat să devină așa, cu ghilimele. Sau au avut biologia mai nu grozavă. Da. Nu au avut cea mai bună biologie, nu au avut cea mai deci, mare noroc. mi a spus ceva foarte important. 50% din suferințele astea de tip. Nu, uh... Din fericire. 50% din fericire. De e ce că le lasă 50%? Asta sunt datele, asta a fost studiu. Nu, da. pot, nu pot schimba designul. 50% da. sunt uh, genetice, da. deci nu putem schimba mare lucru. Da. 40% sunt obiceiuri da. și ele, da, pot fi schimbate da. și lucrate da. și făcute da. Da. și doar 10% da. sunt chestiuni care țin mai degrabă de liberul arbitru, de opțiuni, de dorințe. Și cele de... din 40% țin de sunt, liberul arbitru. Sunt, da. 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 Sunt lucruri mai puține alea 10% când am foarte mulți bani sau să am cea mai bună casă din lume, sunt, investești, muncești mult pentru chestia asta și nu ce a mare Da, dar sunt și foarte mulți oameni foarte bogați da. care sunt nefericiți. Și curcă, da. B au 50% aia Da. <laughs> Și e mai și, o, e mai și o chestie cu ăștia 10%, se numește hedonic treadmill. Ai, ai, mă adaptez destul de rapid la bine. Și după aia o urmăresc pe următoarea ca să mai mi un pic, ca să mai mi-aducă un pic, ca să mai mi-aducă un pic. Nu e niciodată suficient. Nu e niciodată suficient, da. da. No. Așa e și cu bogăția, e cu bucuria, da, și cu și cu fericirea, da, da. și cu starea în aia, de bine. În aia 10%, mai bine să stăm pe aia 90%, pe aia 40%, că 50% nu-i schimbăm. Uh, pentru că vorbeam despre minte, da? Mintea uh, ca uh, o chestiune pe care încă nu o știm suficient și probabil că nu da. o să o cunoaștem niciodată. Da. Da. Și cred că nici pe creier nu o să-l știm niciodată suficient. Su... Da, le, adică sunt foarte legate, sunt... legate, e foarte complicat să le separăm. Ce, e... Da. Explicația da. nu știu dacă e neapărat pentru că creierul e închis într-o cutie. Poate fi și asta o explicație. De nu ce, categoric, nu? categoric nu ajută Nu ne ajută, da, da. Putem nu Putem intra da. cu ecografe, da. cu tot da, felul da. Categoric de, de, nu așa, da. de instrument Și foarte complicat Sunt foarte mulți neuroni în toate conexiunile între ele în, 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 Dar de putem complicat. să facem un decalog al lucrurilor pe care da. le putem face da. pentru sănătatea da. noastră mentală, în primul rând Vorbind de sănătate mentală Decalog sună foarte de... Decalog Mă, o listă Foarte greu pentru... Nu, am zis eu un cuvânt, la. greșit poate Să facem așa o listă de lucruri pe care ar trebui să le facem Pentru că suntem în anul sănătății mentale da. Vorbim despre uh, Sigur, n-am atins subiectul traumă Pentru că uh, eu cred că e o treabă specială Și trauma asta În primul rând trebuie să o înțelegem Să o detectăm dacă ea există Și poate să înțelegem că Nu orice eveniment din viața noastră e traumă Absolut Porosim foarte ușor cuvântul Absolut. ăsta da. Da. Da? Traumele sunt niște chestii extrem de serioase da. Și sunt toate traumele Lasă urme da. sau numai anumite Depinde de om Depinde de om. De de Pentru că sunt datele noastre cele mai puternice, de asemenea sunt în experimentele naturale nefericite sau fericite. Lagărele de concentrare. Nu, nu, nu se poate găsi, lagărele de concentrare naziste. Nu se poate găsi lucruri mai rău. Foarte greu să găsești ce mai rău. Nu toți au făcut PTSD după aia. Ce înseamnă PTSD? Tur, tulburare de stres post-traumatic. Nu toți au făcut. Nu toți au făcut depresie. Nu toți am făcut. Deci, suntem atât de diferiți și avem capacitatea de a prelucra datele atât de diferite, cât pur și simplu e foarte... Nu există un fapt, nu există o traumă unică. Nu există ceva care e atât de traumatizant încât îl, îl omoară pe orice om să-l facă o afecțiune psihiatrică. În sensul ăsta zic. Uh -huh. Evident că suferă. Categoric suferă, dar o, dar, o poate depăși. Nu, nu rămâne după aceea cu o afecțiune psihiatrică. Asta e foarte important, cred, de spus. Da, suferă, sufer, se Te... schinuit, absolut oricine suferă în lagăr în, 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 în la de concentrare, dar nu rămâne cu o suferință cronică. Nu toți. Nu toți. Unii exact. rămân, alții Unii rămân, alți îi... rămân, alți nu. Și asta da. depinde foarte da. tare de cei 50% de, de, de ce a primit. De acasă. toată biologia lui, de toată biologia lui, de tot ce știe el până atunci să facă, de toți factorii lui de coping din mintea lui, de toate strategiile lui, de, de tot, de tot, de tot, de tot infinitatea sa da, de Da, dar mintea spre deosebire de alte lucruri poate fi educată. Da, absolut. Da. Mintea poate da. fi educată Absolut. prin a-i băga da. acolo da. lucrurile da. pe care Absolut. trebuie să le știer. Absolut, da. Hai să educăm da. mintea. Da. Cum facem? Da. De unde începem? Da. Aia cu gânditul pozitiv? E Nu știu ce să zic. Nu știu. Cred că e greu. Nu e domeniul meu de expertiză. Acum din nou o să o speculez. Ce, și sigur că nu face ce sigur nu face rău. Nu face rău să citești, cred că. Așa. Cred că nu face rău să citești cărți bune. Nu neapărat de self help. Cred că și unele cărți de da, self-help sunt modă, bune. E modă acum, cred toată că, lumea eu citește. Cred că unele sunt bune și de self-help. Da. Cred că e greu de spus care, dar sunt convins că unele sunt bune. Am citit cărți de self-help, nu a... neapărat rele. A, a, te simți bine când citești. Nu trebuie să citești ceva pentru că toată lumea citește. Nu, da? nu dar cred că unele chiar, chiar, chiar sunt alea care, într-adevăr, că multe dintre ele scris scrise din alte cărți, care au bază din, din nou, Așa din filozofia stoică. din. Că, aud foarte mulți, mă uit, mă uit pe fi, Facebook la Reels. Mulți zic, pur și simplu zic lucruri luate din filozofia neostoică. Nu băga viața va trece, nu băga trăiește momentul. E un haloimăs complet. Unele lucruri pot să fie foarte bune. Unii influenceri sunt convinși că sunt buni. Dar e foarte greu să discerni toate chestiile astea. Da, de aia cred citiți. că unele lucruri... Da, cred că citiți e foarte bun. Și pe măsură ce citești Și pentru creier și pentru minte. Și, Citi. pentru creier și pentru minte și pentru orice. Bun. categoric. Și pentru atenție și pentru ca să nu, să nu pierd eu imediat atenția, adică citind ceva pe un dispozitiv electronic, poți să citești și, și căci pe dispozitiv electronice electronic. Vine notificare că, și te-a la, la revedere, revedere exact. M-am mâncat toată dopamina, nu mai stau eu. Mâncat... Să, mâncat o notificare mă îți mănâncă toată dopamina. <laughs> exact, mi-am mâncat și nu mai stau vă rog să o faceți rie. Notificările vă mănâncă dopamina. <laughs> Până am stau eu, o să mai am răbdare, după aia iar să iau de la început, să citesc Război și Pace, să-mi aștept cu răbdare, o să de și să build up povestea. Deci, cred că asta cu cititul cărților bune ajută în orice caz, cred că asta cu mișcarea fizică ajută în orice caz, cred că să nu te baci prea mult în seamă ajută în orice caz, cred că să trăiești o viață cumpătată ajută în orice caz. Asta, de asta e destul de sigur. N-am evidence-based medicine, n avem pentru chestia asta. Asta zic așa, părerea mea. Asta, doar părerea mea. Părerea mea a unui psihiatru da. care vede în fiecare zi toate formele, tot ce da. tratați, ce e pe toate afecțiunile psihiatrice. Tot, adică toate, ce? toate de demențele? Demențe, depresie, schizofrenie, tulburare efectivă bipolară, tulburare obsesiv-compulsivă, dependențe legate de substanțe, etc. Mai de mine. Da. E, e, e plin spital? Destul de plin, da. da. Nu e o. Cred că e mai rău ca altă dată. Nu, nu așa ca să fac prohodul situației. Mm -hmm. că, pe de altă parte, e educarea psihiatrilor din ce în ce mai bună. Pe de altă parte ajung mai termină mai mulți uh, facultate de medicină și devin mai mulți psihiatri. Pe de altă parte, să sperăm, sper că să fie mai mulți psihologi, psihologi de calitate, pentru că aici e foarte, e foarte dificil să găsești un psiholog de calitate. Să nu avem pare că hemoragia legată de medici s-a mai diminuat un pic. Da, <coughs> adică să nu să atât foarte de mult, da, exact, da. exact. Așa va -aș ruga pentru final și nurile. La am zis da urile, da. mai devreme, faceți mișcare, da. citiți, da. concentrați vă. Da atenție la da. notificări că vă mănâncă dopamina da. o să zic mâine la radio asta da. Uh, da. și uh, toate lucrurile astea cumpătat, da. uh, echilibru și așa mai departe care sunt nurile sau mai degrabă, nurile mai degrabă sau nu. cu frâna de mână da. trasă n-a zis da. nimeni niciodată da. nu, da. Da. ever că... Da. cred că alcoolul substanțele Alcoolul, Substanțe alcoolului în fiecare zi. E un da. studiu recent care da. zice că nici măcar jumătatea de pahar de vin roșu da. zilnic nu e bun. Da. E adevărat? Da. Greu de spus. E un Greu de studiu. De obicei trebuie să fie mai multe studii de Bun. puternice și, și da, toată bine calibrate. toată lumea a zis a că, că rol ăla e wow pentru longevitate. Pentru... Greu de spus. Cine a făcut un studiu dublu or placebo controlat în care să ai două loturi și să vedem cine trăiește mai mult? Nimeni. Păi nu, dar înțeleg că sunt niște uh, documentare făcute în cele șapte zone albastre, ne, ne, în care oamenii ne, mănâncă ne, din curțile ne, lor, sunt viața... Unele, unele lucruri sunt evidente, că sunt, sunt zone care într-adevăr trăiesc foarte mult. Da. Da. Da, cred că da, cred că. da. Adică Faptul că japonezii au mesele jos și da. sunt obligați până la 103 da. ani să se așeze și să se da. ridice de jos, nu-i având caune, deloc. Că nu faptul că, da. că acolo da. se mănâncă mai mult pește, da. faptul că se mănâncă un pic mai da. ponderat, nu da. cantități mari, da. e clar că îi face să fie cred că ajute, una dintre ajută. Da. Da, da. Acolo, în Honduras, da. în Grecia, da. Soare, da. Icaria, Insula, știți bine ce spun. Deci e clar că nu sunt niște greșeli. Sunt lucruri clare clar. Pe da. de altă parte Vedeți cum ce se întâmplă Se întâmplă chestiile astea Dar trebuie să se întâmple foarte mult Adică să te naști acolo Să duci ritmul ăla Probabil că să faci Adică dacă eu m-aș muta acolo Probabil că n zis. face Greu, greu de, de zis. zis Da, greu de zis da. Bun, să ne întoarcem La ce putem face noi acasă În bucătăria și în sufrageria da. noastră În bucăt Greu de zis în bucătărie să faci. Mă rog, în bucătărie în, da, în sensul că, da, că da, multă vreme la la nu, să stă acolo. La nuurile astea, la nuuri, să Atenție zicem. la alcool, atenție la, la toate substanțele. La toate substanțele, da. Inclusiv la substanțele pe care le înghițim pentru că avem senzația că ne fac bine. Adică este o invazie da, realmente da. de suplimente, de combinații, de prafuri, de pilule. Nu cred, că, nu cred că, de exemplu, o combinație de ulei de pește, să zic, dau exemplu ăsta, e mai rău decât alcoolul. Pe de altă parte, poate să-mi facă chestia, adică asta asta e să nu pierd prea mult timp cu lucrul respectiv. Nu cred că biologic îmi face un rău. Îmi face alcoolul în cantități mari. Adică, de exemplu, dacă fac un binge, dacă iau un episod mare de omega-3, nu cred că îmi face la fel de rău dacă, fac un, dacă mă îmbăt foarte tare. În fiecare seară trei da, luni. Am da, înțeles. Da. Nu cred că e foarte periculos. Îți pierzi timpul. Adică, cred că e pierderea timpului. Bun. Deci, atenție la asta, da? da? Atenție la alcool, atenție la substanțe, atenție la cum pierdeți timpul. Adică, timpul trebuie valorizat. Da. da. Cum? Da. L-a pierdut noaptea prea mult, cred că iarăși nu cred că e un lucru grozav. Și aici uh, da. e important da. să-mi spuneți. Cria da. cineva că uh, creierul uman se curăță și stă și ajunge în starea în care uh, se regenerează cel mai bine doar între orele 10 și 12 noaptea adevărat? Nu cred că sunt suficiente studii pentru chestia asta. Excepție. Nu puteam să răspund altfel decât cum, decât cum, decât cum știu eu. S-ar putea să existe studii în sensul ăsta, dar nu cred că e fezabil. Că... și cred că cât nu se reface, dacă nu se reface, nu cred că e atât de periculos. Adică n-am văzut mulți oameni să vină, că n-a dormit între 10 și 12 și să vină dărmat în distrus psihic. Da, uh, minimum de ore de somn. Cred că da, cred că da. Și asta variază de la oameni la oameni. Sunt long sleeper, short sleeper, cred că o medie acolo 6, 4, 8 ore, depinde de cum e persoana respectivă ar trebui să fie e e util. Dar sunt e unii util. care dorm 4 ceasuri și sunt bine? Da. 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 Eu da. nu cunosc, da. Știu, da. eu, eu de exemplu, dorm cam eu, 6. Eu, eu cunosc, Victoria așa. Da. 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 <laughs> eu dorm da. 6-7, aure și sunt și și se ciudos pe el, da. 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 <laughs> bun, să ne întoarcem. Uh, bun, deci uh, cu echilibru în tot, atenție la alcool, atenție la substanțe de orice fel, da. dar nimic pe termen lung. Da. Adică, da, poți să iei, da. dacă vrei să încerci da. treaba ta, da. Da. dar nu da. pe termen nu persista, lung. Nu persista, nu persista, în nu. persista da. Da. nici măcar da. în chestiunile astea despre care da. sunt promovate că ar fi da. extraordinare. Nu că pierzi prea mult timp, Asta e în primul Pe de rând. O parte, pe de-altă parte, încearcă să vezi lucrurile studiate. Asta, asta, cred, asta e greu, asta e foarte greu, într-adevăr, asta e foarte greu. Dar aici, dacă eu, ce cred că e important, nu știu cât se poate face, nu știu cât e de realist de făcut, cred că asta e bine de făcut în școală, educația asta. Cât se poate face educația în școală. Și dacă, dacă ar citi mai mult sau ar ști să selecteze ce să citească, după aia un, un om mai bine informat poate să-și dea seama că un influencer zice prostii. Nu are nicio formare, zice și la după ce îi se pare. Sau să știe să citească un articol științific. Sau să știe să citească niște informații că asta e foarte important. Să ai în școală, să ai suficientă formare încât să poți să-ți dai seama că e informație Din bună sau rea. Cred că asta e un lucru rău. Asta, nu Cred e. că asta ar fi un lucru Aveți bun. Aveți de, da, de ce clase? Da, am de copii. În clasa, sunt în clasa 8. Amândoi? Da. Am, și dau, da, dau, dau da, 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 da. Și nu ne Am sunt transformat într-un nu... templu al matematicii oh, condus de nevastă mea, da. Bine. Dar n-au stresul lor în legătură cu asta? Cum menageriați stresul într-o familie care iată de examen încerc în să Încerc să luăm lucrurile, să nu Adică așa, puneți dramatic. presiune pe ei? Trebuie să faci toate nu, nu, modelele alea, nu, 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 trebuie să... Nu nu nu, 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 cu trebuie. Încerc să-l dau, să încerc, să nu, încerc să nu pun presiune foarte mare. Încerc să zic că faceți cât puteți de bine. Încerc să pun lucrurile în, în, echilibru. Ok, dacă tu ai făcut ce a ținut de tine și după aia e șecat e? dar fă ce ține de tine, ca să nu ai după aia regrete. Să nu aveți să regrete. Încerc să fac cum aș face cu mine, cred. Pentru că părinții da. pun de cele mai multe ori multă da. presiune pe copii. Da. Da. Sunt unii da. care fac multe tot mai Unor, tocmai... unor fi să pui presiune e bine. Atunci e greu de spus. E greu de spus. E greu de spus. Nu-mi dau seama. Și eu nu pot să vă răspund decât ci foarte cinstit, cum cred eu. Adică, părerea mea. Nu sunt date că părinți care au pus presiune și n-au pus presiune versus alți părinți și care e cea mai bună variantă. Nu cred că există o variantă de asta. Da, nu da, cred perfect. că vom ști vreodată. Eu, doar să spun cum. Dar cum părinții dumneavoastră nu v când aveați de dat da, admiterea la medicină, da, că sunt sigură da, că a fost un challenge. Da, da. Cât ați studiat, cât ați învățat și cât v-au bătut la cap. Pare nu m-au bătut așa mult la cap. Cred că tata mi-a că am chestia asta. Eram destul de conștiincios, da? Asta. Da, de Tinerii de astăzi da. au atât de multe soluții da. De distragere da. Atât de da. multe da. Încât e complicat să-i aduce înapoi da. Ca notificările cu dopamina da. Da. da, 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 e greu Pe de altă parte și concurența e la fel <laughs> Trebuie să ne gândim și concurența ei. Are, da, da, unii are se concentrează flut. mai bine. Absolut, unii absolut, scot notificări. Absolut. Corect. corect Bun. Corect. Hai să ne întoarcem la uh, ideile, lucrurile pe care să le facem sau să nu le facem. Așa ca un final de podcast că mi-a plăcut la nebunie. Deci ați spus mai devreme evident sport că e panaceu universal merge la tot sau mișcare, nu sport neapărat, nu de performanță, ci mișcare zilnică, minimum 7-8 mii de pași. Mers. Nu știu cât e minim. Nu, 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 nu știm exact e, dozele, se face că acolo aia 10.000 de pași era un pedometru. E exact. Deci mișcați-vă, da, da. mâncați echilibrat, da. nu e obligatoriu, ați spus ceva foarte important, mâncăm prea mult. Nu e obligatoriu da, să da. mâncăm de 3 ori, de 5 da, ori, pe... da, mâncăm, da. mâncăm când ne e foame sau de 2 ori și atât. Nu, nu. nu e domeniul meu de expertiză. Bun. Nu, nu, nu. nu. Uh, creierul este... E doar este... părerea mea, e doar. Da. Ce e adevărat, dar... Da, Te zic sunt, prostii, știți că devin niște... că ăia care zic și ei cum, cum, cum li se pare. Da, da, aveți experiența da. lucrului într-un spital unde oamenii vin cu niște... Ați observat că anumite... Da, observația asta, știți cum e, e foarte periculoasă. Pentru că observi numai ceea ce știi. Și observi și în principiu observi și îți confirmi. Îți place foarte mult să observi ceea ce îți confirmă ceea ce crezi ceea ce e a, foarte periculos, da, aia trebuie să avem o de rezervă, problemă, de încerc da. întotdeauna că să de fapt noi căutăm pe cei care validează exact. ce credem noi. Ce care zic la fel și că, da. îl văd pe unul, nu văd o mie de pacienți și văd la trec trec, trec și unul care îmi spune, da, mănânc prea mult, a, uite teoria mea, dar nu e teoria mea, așa că de-aia cred, sigur că e importantă și experiența clinică și ce văd și așa, e foarte important să nu rămâi doar la părerea ta. Ați spus ceva foarte important mai devreme și mi se pare că e, uh, nu suntem toți la fel. Avem genetică diferită, avem preocupări diferite. Diferit. Diferit. Nu putem da, da șabloane. Da. Băi, fă Absolut asta nu. că o să fie bine. Absolut toți nu. cei care Absolut. dau șabloane greșesc? Absolut nu. Dacă șablonul îi citește și fă mișcare fizică și fi echilibrat, nu cred că greșesc. Dar cred că începe poate ori mai fi, adică atât de Citește, generale. Ce și, Citește. Da. Cu cât citești mai mult, cu cât vei fi mai puțin permeabil la prostiile da, pe da, care le da, citești și le da, vezi în, da, în online că da, și în online. Cred că da, cred că da. Și devii mai puternic, după aia, din carte devii mai puternic și după aia știi mai bine să selectezi și filtrezi mai bine. Foarte și bună poți filtra asta. Mai bine, cred. Citești, ai grijă la ce citești, în da. felul acesta, vei selecta mult da. mai bine Clar. niște Clar. lucruri. Chiar și când citești Clar. online, pentru că cei mai mulți Caricuric. dintre noi cita, citim în fața Caricuric. Caricuric. unui laptop sau unul. Un... dar nu puține lume mai cumpără Caricuric. cărți, dar Caricuric. le găsești pe toate da. acolo. Da. Citește, că te ajută să selectezi da. și lucrurile Citește care nu... Citește revistele, ziarele importante și validate. Asta e important, nu citi lucrurile mărunte și să crezi că dacă... Dacă doi oameni apar la televizor, nu înseamnă că se egal. Mai spuneți-le o dată celor care ne privesc că nu suntem o planetă de nebuni. A, nu suntem o planetă de nebuni. Nu suntem o planetă de nebuni. Deși siguranță, este anul de mental healthness. Da. Da. Pentru... Nu, nu, nu suntem o planetă de nebuni. Asta e categoric. Da. Și deci, termenul ăsta în, în anul Mental Health nu aș folosi nebun, termenul nebun mi se pare. Da, da, ați spus stai... ceva foarte frumos. Foarte, Din păcate, da. se folosește același termen pentru da. o emoție. Da. Da? Și pentru o suferință. Se cheamă depresie. O, emoție... pentru o boală, pentru că și emoția poate fi suferință. Da. Da, pentru o boală, da, corect. Da, deci e, emo depresia asta poate fi o emoție, da, poate fi o stare care este, chiar este, chiar este, da, este da, și care durează puțin și da, care într-adevăr te duce într-o stare de tristețe. Da, Dacă da, ea durează da, mai mult da, și vine la pachet și cu alte da, suferințe, de da, atunci e boală. Da, Dar da, noi îi spune da, la fel. Noi spune spunem la fel, da. da așa da, e și cu anxietatea. Așa și e și cu anxietatea. Da, frica da, în sine, da, da, eu cred că da, frica e diferită de anxietate. Frica? De obicei, oamenii spun, mă rog, experții spun că frica e cu obiect, anxietatea e fără obiect. Cred că e greu, cred că nu sunt circuite foarte diferite de ele, cred că e semantică mult. Frica e cu e obiect, semantică. adică mi-e frică da. de, de cei de cineva. Exact. De ceva. Da, dar de obicei cine... persoanele anxietate cu un nivel anxietate de anxietate nu. înaltă au mai multe frici. Este... Este foarte... Nu sunt circuite uh, separate, nu sunt circuite neurobiologice separate de frică cu anxietate, se su su suprapun cea mai mare parte. Deci anxioși sunt cei cărora le-e frică de mai multe. N-aș generaliza să-i numesc anxioși. Persoanele care sunt mai degrabă se îngrijorează cu ușurință sau vreți să ne referim la cei cu afecțiuni psihiatrice de anxietate? Nu, 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 la cei care au nevoie de tratament, nu neapărat în sensul da, că Dacă tratament... au nevoie de tratament, deci o persoană cu tulburări din spectru anxietății. Așa. Da, se îngrijorează de obicei mai, mai mult ca alte persoane. Da, deci da. e din mintea lor. Toate sunt din mintea noastră. Toate sunt. Da. da. Și uite, așa suntem într-un cerc vicios. Da. Am ajuns da. de unde am plecat. Da. Mulțumesc tare mult. Îl puteți urmări. Sunteți activ pe Facebook, pe Instagram? Elevii. Doar cu ca, studenții. Doar ca martor. Doar, doar ca mult. Da. Deci doar citește, depostat da. niciodată. te da. da, l găsiți la obrege îl găsiți la UMF. Mulțumesc tare mult. iată îl găsiți eu și Medic mulțumesc. Life. Eu, domnul vă doctor. Mulțumesc. eu vă mulțumesc. Uh, Vali, vă spun, prieteni, eu o să vă spun uh, Valentin Matei profesor, specialist. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și Enen și celor care dau like și follow uh, canalului de YouTube, Liana Stanciu. Ne revedem. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc.